Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Seară de joi, seara boxului românesc, orele 20, cu o mică întârziere. Se pare că Jeff Bezos și alții care se ocupă de sateliții internetului ne-au făcut unele mici probleme, dar nicio problemă. Uitați că reluăm ceea ce se întâmplă în boxul românesc. Doamnelor și domnilor, în această seară avem doi invitați, doi antrenori din generația tânără, doi antrenori care a confirmat, din câte știu, Radu, invitatul nostru, este în lotul cooptat, în lotul, în staful lotului de juniori, da? Mă înșel, Radu? Da, așa este. Bun venit sau bine revenit la emisiune. Bine te-am regăsit. Și Valentin Angel, fost titular al postului de antrenor al lotului de juniori, colaborator în acest moment al lotului național de juniori. Salut, Vali, bine ai revenit și tu la emisiune. Vă salut pe voi, pe urmăritorii voștri și pe toți cei care iubesc boxul și te urmăresc la voraci. Păi, salutăm și pe Marius Miron, pe Don Doți Daniel Roșu, Florin Alin, Boabar, salutare din Santander. Ia uite, se vede în diaspora Stoica, Giolgău. Ne strângem încet, încet. Am să vă rog să distribuiți această emisiune pentru că va începe cu o polemică. Domnilor, nu trece o competiție în care să nu dăm un pic cu bâta în baltă. Hai că poate nu mai este acea bâtă mare pe care o dădeau la un moment dat în competițiile trecute. A fost o bâtă mai mică. Voi sunteți prieteni de o viață, dar sportivii voștri s-au înfruntat într-un meci final la categoria, dacă nu mă înșel, 38 de kilograme, zic bine? Sau 38,5, da. 38,5. Este vorba de sportivii Edwin Petrea și Boncu Nicolas. Am luat această informație de pe net, am văzut că a existat o polemică, am văzut că ambii sportivi au făcut un meci echilibrat, am urmărit acest meci. După ce o să vă expuneți părerea pe care eu o să vă cer cu privire la acest meci, ca să facem deodată pentru totdeauna lumină în acest caz și să nu mai scoatem țapii spășitorii, nu știu, sportivul, arbitru, antrenorul, ci pur și simplu să vorbim pe șleau. Este o emisiune de box în care noi ne comportăm ca gentlemanii, acceptăm și loviturile încasate, dar și pe le acceptăm cu plăcere și zâmbim când dăm lovituri adversarului. Totul este să rezolvăm aici, pentru că a existat polemică, meciul Edwin Petrea Boncu Nicolas. Am să încep cu antrenorul sportivului care a pierdut, Edwin Petrea. L-am spus la sfârșit, eu am urmărit acest meci, mi-am făcut o părere, am și eu câțiva ani buni de stat lângă ring și cred că văd și eu ca un arbitru, deși sunt și arbitru, văd ca un arbitru ceea ce se întâmplă în ring. Așadar, Vali, opinia ta despre acest meci, am să vă cer o opinie, cum să zic eu, cât mai reală, pentru că știm că voi sunteți implicați emoțional. Este sportivul vostru, îl doriți să aveți medalii cu ei, doriți să faceți performanță, lucru pe care și noi ne-l dorim ca și suporteri. Dar vedeți voi, suntem o țară plină de antrenori și cred că cel mai bine și cel mai normal și firesc este ca voi să lămuriți aceste aspecte. Așadar, în colțul roșu, așa cum a fost și în timpul meciului, Angel, Valentin, mai vrei să spui și cu ladies and gentlemen? No, știu că te plin. Ok. Vali, opinia ta, te rog. Opinia mea, fără să-l supăr pe prietenul meu, Radu, care, indiferent de decizia de ring, rămâne prietenul meu, eu cred că a câștigat, în urma unui meci echilibrat, doi copii buni, ambii sportivi, eu cred că a câștigat sportivul roșu. A fost un meci echilibrat, un meci în care amândoi copii au arătat calități pentru mare performanță și eu sunt ferm convins că dacă se vor ține, ambii sportivi pot ajunge la nivel înalt să boxeze și să, mă rog, au ocazia de a se întâlni și de a demonstra încă o dată care e mai bun. Eu, fără a fi, nu știu, acuzat de subiectivism, eu cred că a câștigat colțul roșu. Asta nu înseamnă că, mă rog, trebuie să facem toată polemica asta, mergem înainte, învățăm eșec pentru că vrem sau nu vrem, eșecul face parte din viața unui sportiv și toți marii campioni au pierdut, există chiar și o vorbă, cât eșuezi mai
repede, cu atât ajungi mai sus sau cu atât reușești mai repede o chestie de genul ăsta, nu mai țin. Da, eu nu ziceam de o polemică, ci pur și simplu vreau să lămuresc. Haideți să vă spun și care este substratul acestei discuții. În primul rând, sunt acuzați arbitrii, sunt acuzați al doilea loc, să zic așa, antrenorii, că n-au muncit mai mult și probabil sportivul vine și el pe locul 3 în topul acuzei, că, domnule, nu a dat mai mult. Dar ceea ce am văzut pe internet, da, trebuie, uite, Marian Leondraliu spune, trebuie să menționez că Edwin nu vine din box și a făcut un meci bun. El vine din ce sport? El face chem, Edwin e un copil minune al sportului de contact, dacă pot să spun așa și dacă mi este permis expresia asta. El e un copil care este campion la tempo, la MMA, e un sportiv, e campionul României la lupte libere și în același timp medaliat cu bronz anul acesta la Under 15. E un copil care iubește sport, un copil care muncește foarte mult, un copil care are calități. În opinia ta au greșit arbitrii? Poftim? Decizia arbitrilor a fost greșită? Din punctul meu de vedere, da, dar, repet, a fost un meci echilibrat și am învățat de-a lungul carierei, pentru că am avut parte de, mă rog, de decizii, de multe decizii nefavorabile. La unele am avut dreptate, la altele n-am avut dreptate. Dar am învățat că înfrângerile pot fi o sursă de motivație în plus și în niciun caz de descurajare. Asta nu înseamnă că mă pot obișnui cu lucrurile astea. Nu. Dar e primul meci, copil, pe Edwin vă spun, pentru că îl cunosc destul de bine. S-a fost o presiune în plus datorită faptului că a fost la prima competiție de box care a participat. Eu cred că va avea șansa să demonstreze că e un sportiv bun și un sportiv pe care boxul românesc se poate baza. Ai acceptat înfrângerea? Sportivul a acceptat înfrângerea? Gică, nu poți să dai timpul înapoi. Nu poți să dai timpul înapoi. Decizia odată în ring dată, rămâne dată. Nu mai e ce să faci. Nu, dar eu nu zic de decizie. Eu spun dacă sportivul s-a acomodat, pentru că l-am văzut pe podium înlăcrimat, supărat. Nu. Sportivul l-a acceptat înfrângerea, dar noi ca antrenori, ca oameni care suntem alături de el, trebuie să-l încurajăm, să-l facem să treacă peste lucrul ăsta, să, nu știu, să explicăm că la un moment dat succesul poate fi atins. Nu știu, succesul vine și după un șir de înfrângeri, dar fără să-ți pierzi entuziasmul. Eu așa o văd. Trebuie să muncim și mai mult decât până acum, decât să ne focusăm pe deciziile arbitrilor. Hai să vedem ce putem să îmbunătățim ca data viitoare să nu mai fim în situația asta. Adevărat ai greit, care cred că ar trebui să muncească mai mult în sală. Și am să te las puțin, o să dezvoltăm acest subiect preț de câteva minute bune. Radule, colțul albastru, ai câștigat. Tu cum ai văzut meciul? Bineînțeles, mi-am văzut sportivul meu învingător. La fel cum a spus și Vale, a fost un meci foarte echilibrat, un meci spectaculos pentru categoria lor de vârstă și nu ne așteptam să fie un meci așa greu împotriva unui sportiv care vine din alt fel de arte marțiale, din tempo, lupte și ce sport mai face. Deci a fost un meci foarte strâns, dar arbitrii, eu l-am văzut câștigător de când am urcat sus. După prima repriză mi-am dat seama că da, poate câștiga ușor acest meci, dar a fost foarte apropiat Edwin de el, a ținut ritmul, eu i-am făcut i-am spus cum se boxeze, că nu trebuia să stea cu el la bătaie, să plece tot timpul, pentru a putea fi victorios. Deci, din punctul meu de vedere, sportivul meu a câștigat. Da, dar uite, el, Bali, a spus că sportivul tău a câștigat, dar totuși merita victoria sportivului, Edwin. Cum se face chestia asta? Că sunteți și prieteni. Și lăsăm prietenia la o parte, sunteți meseriași în ale antrenoratului. Pa, pentru care vă întreb. Nu, la noi nu sunt nici primele meciuri între noi ca cluburi și ca adversari. Prietenia noastră rămâne și după aceste competiții. Se spune că eu am fost favorizat sau sportivul meu a fost favorizat. De ce? De ce? Pentru că președintele CCA este din Iași? Credeți asta? Dar eu vreau să explic situația mea. La tragerea la sorți, eu am avut doi sportivi pe această categorie. Da, la tragerea la sorți, sportivii mei au căzut pe aceeași parte. Eu m-am ridicat în picioare și am cerut ca sportivii mei să se întâlnească
în finală, dacă se poate, să fie pus sus unul, jos celălalt, ca să nu se întâlnească în semifinală. Deci tu dacă te așteptai preferi... tu te așteptai să ai un sportiv în finală, să înțeleg. Dar eu nu, eu m-am așteptat la titlu, cu sportivul meu fiind campionul de anul trecut, adică eu știu ce pretenții aveam la Bonco. Și cu siguranță știam că avea șanse mari să ajungă cu Edmin în finală. Că îl știam și pe Edmin, îl știam, mi-l văzusem la Vali, la George, mi-au arătat, mi-au vorbit despre el. De asta zic. Dar eu nu am fost avantajat cu nimic, din contră, am fost dezavantajat. Pentru că la mine mi-era mult mai ușor să-mi cadă un sportiv pe o parte, unul pe cealaltă parte. Poate avea șansa și celălalt sportiv, că era un sportiv destul de bun. A fost și el medaliat, a câștigat două meciuri aici. Un meci, primul meci la puncte, a doilea meci în Apandor. A intrat în bronz, parcă, da? Da, e medaliat. Sportiv. Și în semifinală trebuia să boxeze sportivii mei. Și m-am ridicat la masă, am cerut domnului Cristi Ciornea să schimbe tragerea la sus și a spus nu, asta este, asta rămâne. Cu ce zăpiu eu avantajat? Da, dacă pentru că s-a vorbit de un avantaj în ceea ce te privește pe tine. Dar, uite, Vale, tu atunci, de la încheierea meciului, tu ai aplaudat decizia. Să înțeleg că a fost o stare, să zic așa, de nervozitate, că în care, ca un răspuns, să zic așa, decizie, pentru că tu inițial ai acceptat această înfrângere, iar acum vii și spui că, dom'le, conform pumnilor dați, ai cam câștigat. Nu, stai un pic, zic, nu am aplaudat nicio secundă decizia. Nu știu de unde ai aplaudat meciul. Eu am văzut că ai făcut la finalul meciului așa. Ce ai aplaudat până la urmă? Asta, dacă nu o să mă vezi niciodată pe mine că aplaudă această decizie, pentru că eu am știut de primul zi. Nu, eu ți-am văzut gestul și te-am întrebat, ai aplaudat decizia sau meciul în sine? Pentru că nu e stilul meu, nu am aplaudat cu siguranță, pentru că eu, mai ales în timpul meciului, l-am văzut cu atât mai mult pe al meu învingător, mai ales în timpul meciului, pentru că știi tot timpul, la cald vezi meciul, poate ești mult mai... mai înflăcărat și poate nu vezi lucrurile chiar corect. Eu l-am văzut în contră, mult mai detașat decât a fost mult mai detașat l-am văzut câștigător decât a fost după ce am urmărit meciul. Problema e că timpul nu se poate întoarce. Eu am stat cumva în colț, pentru că în afara ringului. Nu am acceptat nicio secundă decizia asta, dar știu că timpul nu se mai poate întoarce. Radu, îți repet, indiferent ce se întâmplă, de data asta câștigate, cu siguranță va veni ziua când voi câștiga eu. Sper să câștig de mult mai multe ori decât câștigă el. La același lucru. Nu am cum să accept lucrurile astea, dar am învățat în întreaga carieră că nici nu pot să stric o prietenie dintr-o greșeală sau dintr-un lucru care s-a întâmplat odată. Vedem ce se întâmplă. Eu vreau să cred că boxul va evolua doar în momentul în care vom ajunge la genul ăsta. După părerea mea, boxul va evolua în momentul în care antrenorii vor ști să-i spună sportivului, băi, ai pierdut și nici de cum că ai fost furat. După părerea mea, boxul va evolua când deciziile arbitrilor vor fi 100%, nu 99% corecte, pentru că, uite, Claudiu Rușcu spune în felul următor, vă salut, prea mult să discută pe tema asta. Numai puțin. Stai, așa că prea mult se discută pe tema asta cu sportivul Edwin. A fost un meci destul de echilibrat și atâta tot. Ei sunt copii și nu merită să se facă atacați din acest meci. Nu îi ajută în niciun fel pe cei sportivi în evoluția lor pe viitor. Claudiu, nu, este un lucru pe care trebuie să-l punctăm. Pentru că pe viitor, cum se spune, frica păzește pepenii. Vorbim aici și vom da temă antrenorilor, sportivilor și arbitrilor să muncească mai mult, să se concentreze mai mult. După care vine Alexandru Box și spune, bună seara, fără supărare, mie mi s-a părut un meci strâns și mă refer la meciul lui Edwin cu Nicolas, cu siguranță se vor mai întâlni și atunci vor ști ce să facă și vor fi decisive întâlnirile. Avem de făcut și noi antrenorii. Vine Marius Miroș și spune repriza întâi și a doua albastru, a treia roșu. Munca a învins talentul. Ce aveți de... Ia zi, Zarif. Munca a învins talentul. Amândoi sunt doi copii muncitori, amândoi sunt copii de viitor. Noi, mai ales fiind colegi și avem în vedere și acești cadeți și viitorii cadeți care vin pentru lotul de juniori. Noi trebuie să-i luăm, să-i creștem. Exact ce a spus Claudiu Rășcu, pe calea asta și salut. Au fost meciuri mult mai diferență între ele.
el știe foarte bine, Preda cu alți sportivi sau mulți alți sportivi care au fost furați în ghilimele și nu s-a făcut atâta tam-tam. Copiii sunt de același, sunt la același nivel. El a fost, Nicolas a fost puțin peste. Exact ce a zis domnul Miron, că a fost prima și a doua repriză, exact asta am spus și eu, prima și a doua repriză a vorbit mult mai clar. A treia repriză l-a călărit Edmin. Eu nu puteam să-mi las sportivul meu să boxeze, să intre în fora lui. Asta era strategia mea, asta a trebuit să urmeze. Noi am boxat și în semifinală, eu cu Vale, și nu ne-am certat. Cine a câștigat, am coborât mai departe. Deci am avut două meciuri împreună, cluburile noastre. Nu am făcut tam-tam, nici eu, nici el, și nu a fost prima oară. Și e foarte bine. Nu am urmărit, numai puțin trebuie să dau un răspuns lui Victor Lupo, nu am urmărit meciul de la categoria 56. Ce am văzut eu pe net a fost despre acest meci în care cred că tatăl lui Petre a adus o serie de injurii, nu injurii, vinovățiri, să zic așa, brigăzii de arbitri, și mi s-a părut normal și firesc ca fiind un meci controversat, să zic și asta. Dar, Radule, putea să fie și invers, pentru că meciul a fost acolo și o să spun și părerea mea după ce terminați voi. Sigur, cu siguranță nu aș fi ieșit pe internet, nu aș fi făcut, pentru că eu știu exact ce vorbeam și cu Vale. Dacă sportivul meu a câștigat acum sau dacă pierdea, eu știu ce am de făcut cu el, pentru că data care vine să-l bată mult mai rău. Asta trebuie să muncesc eu, să nu mai existe controverse, să nu mai existe decizii. La fel și el va face cu siguranță, Vale va face cu sportivul lui, ca data care vine să-i facă în același stil sportivului meu. Asta avem noi de lucrat, ca să nu mai existe diferențe. Dar în loc lumea să se bucure că sunt meciuri apropiate, sunt sportivi de viitor, se face un tam-tam pe mass media, că nu-i bagă altcineva în seamă. Pentru ce? Pentru... Okay. Să-i dau revanșa, dacă vrei, îi dau revanșa. Vale, tu cum vezi acest aspect? Putea să fie ușor, foarte ușor și invers. Cum ar fi privit atunci, ai fi privit acest aspect? Aș fi fost de acord că e decizia corectă. Deci eu, nu știu, tu ai zis că am aplaudat, n-am aplaudat. Relaxarea asta mea sau, mă rog, liniștea asta care o vezi la mine acum e din cauza faptului că experiența m-a învățat că nu pot face nimic decât să mă întorc în sală, să repar greșelile, să muncesc mai mult. Eu cred și susțin încă o dată faptul că a câștigat. Asta nu înseamnă că trebuie să mă canalizez pe lucrul ăsta. Trebuie să văd ce am greșit, unde am greșit, ce pot îmbunătăți și aici să muncesc mai mult. Mari sportivi, nu există sportiv fără să piardă, și ți-l iau pe Vasile Lomachenko. Vasile Lomachenko a pierdut la mondiale, a ieșit ce campion mondial, și la olimpiadă în primul meci s-a întâlnit cu rusul care l-a bătut, îl bătuse în finală și l-a bătut pe rus diferență la olimpiadă când a ieșit prima dată campionul. Floyd Mayweather nu e campion olimpic, despre ce vorbim? Toți mari sportivi au pierdut. Adică nu există unul. Mi-aduc aminte de, nu știu, de Michael Jordan, care a zis că a aruncat de sute de ori, a ratat de nu știu câte ori coșul decisiv, dar a continuat. Trebuie să vedem ce putem îmbunătăți. Mă doare sufletul, nu vreau să se înțeleagă greșit. Mă doare sufletul, mi-aș fi dorit în tot sufletul ca acel copil să câștige, pentru copil care a muncit enorm și care pune foarte mult suflet în ceea ce face. Dar trebuie să trecem mai departe, că dacă... nu mai Păi să vedem cum facem să ne prezentăm mai bine, iar timpul, din punctul meu de vedere, e singurul care decide dacă aici s-a dat sau nu s-a dat decizia corectă. La da, uite, am să iau niște acum... Marius Miron, îl știți cu toții, este un arbitru integru, pe care eu îl apreciez foarte mult și un fan al emisiunii, spune clar, repriza întâi și a doua albastru, a treia roșu. Vine Radu Alex și îl susține în ceea ce spune, repriza a treia Alex Powerbox, sper că, uite, ești mulțumit că ți-am citit mesajul, eu citesc toate mesajele, dar primele două a bătut albastru. Bine, el este șan, probabil, însă vine și Marian Leondraliu și spune, din cauza decizii... De ce faci? Vezi același lucru? Faci că e șan și faci, dacă arbitru e de la asta, el... Asta a fost intenționat, știi, ca să, cum să zic, să băgăm... Nu, era o glumă ca să, și tu ai fost pe fază. Vine Marian Leondraliu și spune, din cauza deciziilor, unii copii renunță la box. Domnilor, îi lăsați pe acești copii să renunțe la box, pentru că am văzut doi copii extraordinar de talentați. Nu mai bine vedem ce facem pe viitor și acești copii să vină în sală, să mai întâlnească. Data viitoare poate va câștiga Evin, poate va câștiga de trei ori de acum acolo, poate va câștiga de nou Boncu și va confirma alte lucruri. Poate
nu știu ce să vadă, dar de ce să încercăm să-i pierdem? Haide să vedem ce facem. Eu îl înțeleg foarte bine, poate. Pentru că e tatălui și poate trăiește meciul mai altfel, stă cu el. Exact. Dureros să vezi cum plânge copilul. Eu îl înțeleg că e dureros, e foarte dureros. Dar trebuie să vedem ce facem mai departe. Am în față o analiză a unui om pe care nu-i dau numele, dar a unui om pe care îl respect foarte. Hai pe scurt ca să încheiem această mică dispută și să trecem la lucruri mult mai serioase. Este doar atât. Partidă echilibrată, cu Edwin în ofensivă și Boncu încercând să-și valorifice calitățile tehnice. A rezultat un meci tehnic antrenat pentru categoria lor de vârstă, cu procedee tehnice de nivel avansat și lovituri frumoase. Asta, eu cu asta am spus. Asta bănuiesc că este specialistul nostru din cadrul federației care deține acele super... Edwin a câștigat. La fel cum fiecare e liber să aibă ce părere vrea. Bineînțeles. Uite, apropo de chestia asta, și Radu, vreau să aflu și ultima ta opinie la ceea ce a spus Vali. Nu, la ceea ce e legat de acest sportiv. Acest sportiv nu trebuie să pierdă. În primul rând, Edwin e un sportiv, e în 2008 născut. Da. Boncu e 2007, la anul va fi junior. Noi trebuie să-i creștem împreună. Unul, la un moment dat, unul va face o categorie, altul ca altă categorie. Avem destui de sportivi buni cu care avem drum lung de parcurs și drum destul de greu. Din punctul meu de vedere și din punctul arbitrului de vedere, sportivul meu este cel câștigător. El este cel premiat locul întâi. Ok, bun. Acum ca să pun și eu niște paie pe foc, așa, mai puțin, Vale, pentru că m-a provocat Claudiu Râșco, am să-i reamintesc că acest meci seamănă foarte bine cu ceea ce s-a întâmplat la Brăila între Samuel și Măzăreanu. Și până la urmă cel mai bun să câștige întotdeauna. Însă, haideți că v-am promis că ca să chem subiectul, am promis că o să vă spun și eu. M-am uitat la meci cu ochiul meu de începător, să zic așa, în ale boxului și am constatat așa. Că sunt, cred că dacă eram într-o, uite, Paraschiva Mansio, repriză albastru, 2 și 3 Edwin. Dacă ar fi fost într-o brigadă de arbitri, aș fi fost în bară. Și vă spun de ce. Prima repriză, 4 pumni intrați în țintă, după părerea mea. A doua repriză, 2 pumni intrați în țintă pentru Edwin. A treia repriză a fost undeva la egalitate cu un plus pentru albastru. Asta ca să bag mai rău bățul între gard. Dar este o părere de-a mea. Nu, este o părere de-a mea ca să încheiem subiectul, însă părerea contează, care contează este a arbitrilor și munca este a voastră. Este doar strict o părere de-a mea, v-am spus. Acum, să nu te super, Radule, că da, nu, mă, l-am văzut nu, câștigător pe Edwin. Însă mi-a plăcut foarte mult cum răspundea atacurilor legate de sportivul tău, de Boncu. Îmi plăcea cum răspundea atacurilor provocate de Edwin. Și le răspundea cu cap. Adică nu era de pe altă planetă, să zic așa. Și de asta cred că a rezultat un meci atât de strâns în care, până la urmă, oricine putea să fie declarat învingător și nu se mai supăra nimeni. Tușineanu, un alt arbitru, eu ce am văzut, 1 albastru, 2 și 3 roșu. Hopa, stai că nu fura curent. De mine zice Andule. Cred că zice de mine la faza cu Măzăreanu, cu Samuel. Nu, am dat un exemplu, a intrat și Claudiu. Nu, Andu, a fost un exemplu în care cel mai bun trebuie să câștige întotdeauna în acest sport. Uite, de contact. Două vorbe vreau să spun. Uite, stau și mă uit la emisiune și văd, mi-ai zis așa, e Andu, e Claudiu Râșco, care au fost adversari, sunt eu, e Radu, Zarif. Adică așa avansăm. Dacă putem să vorbim între noi, dacă putem să ne spunem părerea cu argumente, fără să ne supărăm unii cu alții, fără să ne deranjeze. Doar așa boxul va crește în continuare. Uite-te cum vorbim și uite-te. Mi-ai zis că mai devreme, Andru să uită, Claudiu Râșcu să uită, care la Brăila, prietenii noștri, nu doar ai mei pe care îi salutăm, care la Brăila au fost adversari și după aceea au stat la masă și vor sta în continuare, pentru că e normal, e o dovadă de civilizație. Asta facem acum, doar așa putem crește în continuare. Fără să ne fie frică să ne spunem opinia și părerea. Să înțeleg că noua generație de antrenori, tineri antrenori, asta ar trebui să practice și să dea un exemplu antrenorilor mai în vârstă, să zic așa, care au așa în anumite momente parcă niște comportamente care nu sunt pline de fair play. Radule, ce zici? Nu trebuie să dăm noi un exemplu antrenorilor, că ei
ăștia mai în vârstă au ei mentalitățile lor. Dar noi am ajuns în situația asta după un meci, putem să stăm liniștiți la un suc seara și să discutăm și să vedem greșelile sportivului care a pierdut, că e a meu, că e a lui Vali, să putem să vedem ce e de făcut pe viitor pentru a nu mai greși. Înainte, la nu mai dau nume, la finale la Târgu Jiu, la juniori, un antrenor, la fel, i s-a părut lui că a fost furat, s-a suit în ring, nu s-a mai dat jos din ring 10 minute. Suntem în 2021, secolul 21. Nu mai facem de asta. Cine are ceva de obiectat sau cine, dacă avem ceva de vorbit, ne întâlnim ca antrenori ăștia tine, stăm de vorbă, unde e greșeala, ce avem de făcut ca să nu se mai întâmple. Sau ce putem face cu acei sportivi să putem să-i ducem mai departe pentru titlul. Pe noi ne interesează o medalie la campionatul național. Pe mulți din antrenori îi interesează. Hai să vedem la ce nivel suntem la europene, la mondiale și la restul competițiilor. La juniori suntem ok. Restul... Începem să avem probleme când trecem la tineret și la, nu, și la seniori. Să vedem să rezolvăm ceva în partea aia. Nu să ne certăm pentru o medalie. Că... E Cupa României, mai e campionatul național, mai sunt destule competiții să boxăm împreună. Nu să ne scriem pe internet, să dăm vina pe X, pe Y, că sunt eșeni, cum am pățit eu. Și ca dacă eu am fost vreodată... Și problema e că tatăl lui Edvin a stat cu noi, toată perioada asta când am fost la competiție, a stat cu noi, că era cu Vale și cu George, și a văzut că eu nu am un avantaj. Eu am fost supărat și am ieșit din sala de la tragerea la sos pentru că nu mi s-a părut corect ce am pățit. Și a spus, da, dom'le, nu-i corect ce se întâmplă. El mi-a dat dreptate. Acum spune că eu am fost ajutat de șeful arbitrilor, care eu cu domnul Ciornea măcar nici salut nu avem mare treabă. N-am avut odată un avantaj, să aibă toată lumea cât avantaj am avut eu de la cineva din federație, să nu spun mai mult. Sportivii trebuie să confirme. Nu am mers cu un sportiv, sau am plecat cu 5 sportivi și am venit cu medalia asta că m-a ajutat cineva. Am avut 2 finaliști. Și o medalie de bronz, care doi au fost pe aceeași categorie. Cine m-a ajutat? Au câștigat copiii prin abandon, au câștigat meciuri. Bonco a boxat 4 meciuri, nu a boxat un meci cum era înainte. Dom'le, a venit la naționale, boxează un meci la 38 de kilograme. Nu, copilul a căzut pe 4 meciuri. A boxat 4 meciuri, a câștigat 4 meciuri. Nu putem spune că a căzut direct în finală. Am înțeles. Ca să fac o glumă așa, după aceste medalii, ți-ai încasat prima de la primărie, da? Da, trebuie să fie toată lumea cât am și eu. Să-i dea lui Vale cât am și eu. Ok. Am luat eu. Vreau să vă întreb și vă întreb pe rând, Vale, că ești mai în vârstă, să zic așa. Vale, hai să dăm și totuși, da. Să mai ieșim așa din chestia asta. Uite, Marius Miron, bravo, Radu Vale, două caractere adevărate. Paraschiva Manțiu vă transmite salutări. Bun. Vale, în opinia ta, tu ai fost invitat anul trecut în emisiune. De atunci până acum, ce schimbări ai văzut în boxul românesc? Aceeași întrebare va fi și pentru Radu. Că și Radu a fost invitat. Avem același răspuns. Nu, hai să-l aud. Da. Opiniile voastre trebuie să difere în același răspuns, să zic așa. Zi, te ascult. Că schimbările nu prea au venit. Eu sper că de-abia de acum încolo să începem schimbările, pentru că vorbim de schimbări. Vedem, schimbările s-au văzut la campionatul mondial. Schimbări și performanțe, ca de anul trecut, de când ați fost în emisiune până acum, la junior s-au adus medalii, s-au adus și la fete, la tineret și la băieți, dacă nu mă înșel. Uite, triumfăm, se pare, la Eger, la un turneu puternic în Eger cu sportivii. Mâine va boxa în finală Arunci cu Grileanu, că vorbeam mai devreme de meciul de la 54. Până la urmă se pare că s-a luat decizia corectă, pentru că la următoarea competiție Grileanu a ieșit campion european. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta, pentru că era unul dintre protagoniști, iar Grileanu a ieșit campion european la anul trecut. Din punctul meu de vedere, trebuie ca Dorel Simion și echipa din spatele lui, echipă în care mă aflu și eu, trebuie să fie lăsat să își continue treaba. Am obținut niște rezultate extrem de frumoase anul trecut la junior cu niște sportivi cărora nu mulți le dădeau o șansă. Sau nu mulți le dădea șansă să obțină rezultatele care s-au obținut anul trecut. Pentru că noi nu am mai avut un campion european la junior de peste 10 ani. România n-a mai fost de mult pe podium la o competiție internațională după Rusia și Ucraina. Copiii au demonstrat că au fost bine conduși și că s-a făcut performanțe frumoase. Haideți să-i lăsăm să continue. Pentru că dacă vom continua, să-i luăm, să plecem mai departe, să
să termine cumva, nu facem decât să pierdem, pentru că de ani de zile pierdem generații întregi de sportivi. Și lucrul ăsta nu e tocmai în regulă. Uite ce spune Marian Leondraliu. Vali vorbește cu copilul și cu tatălui să nu renunțe. N-am vrut să vorbesc cu el până acum, pentru că vreau las să-l liniștească, pentru că și eu am trecut prin momentele astea și mai ales la început știu cât de dureros e până m-am călit, cât am pățit și voi știți bine lucrul ăsta. Și meciuri, diferență mult mai mare. Dar asta e. Mergem înainte și o să las să-l liniștească. Timpul e cel mai bun medicament, ca să zic așa. Uite, până trec la Radu, pentru că Amansiu este cu noi la emisiune, uite, prima dată când comentează foarte mult. Salut, Amansiu, sper că ți-a plăcut mielul care l-ai mâncat de Paști în Iancă, în orașul meu. Data viitoare, hai să ieșim să discutăm despre box, pentru că ai fost invitat și în emisiune. Bun, Radu, ce s-a întâmplat? Schimbarea care o văd eu, da. Schimbare, evoluție. Hai să nu mai numim schimbare, că schimbarea nu vine. Evoluția a fost una din acest lucru, a fost venirea lui Dorel și ceea ce a închegat el, generația asta tânără, cum e Vali, cum cei care au fost la campionatul european, Doru Neamțu, Gheorghe Ionuț, niște băieți cu experiență, care au demonstrat la campionatul european că România are sportivi de amploare și care au sportivi pentru care pot lupta pentru locuri fruntașe. În continuare, ceea ce trebuie făcut, din punctul meu de vedere, este să unim cumva toate loturile astea, să facem cumva să fie un antrenor coordonator peste aceste loturi, să nu mai pierdem sportivii, să nu mai pierdem de la junior să se lase, să poate să aibă continuitate și la tineret, să meargă și la senior. Nu mai avem sportivi noi la tineret și la senior, nu mai sunt sportivii care erau, avem sportivi foarte buni, care au fost la junior generația de anul trecut, medaliații. Trebuie să continue și să demonstreze în continuare că sunt sportivi valoroși. Într-o emisiune precedentă, maestru Titi Tudor spune așa, că nu mai este obligatoriu să mergem cu formulă completă la un campionat și să luăm vârfurile. Voi ce părere aveți, fiind lupii tineri, să zic așa? Vali? Eu, nu știu, sunt parțial de acord cu nea Titi, pentru că da, există asta, dar lucrul ăsta a făcut deja de la seniori, unde deja știi exact, îți cunoști cumva adversarii, știi la ce nivel ești, știi unde poți să ajungi, dar noi dacă până acum 2 ani nu prea am mai avut turnee de pregătire, nu prea am avut chestii prin care să putem să ne măsurăm forțe cu adversar de afară decât la europene mondiale, e normal să iei pe toți, să-i duci, mai ales la nivel de copii, când atunci dă copii de cadeți, chiar și la nivel de juniori, pentru că valorile de acolo trebuie să crească, iar copiii vei vedea, îi selectezi să triază de la seniori încolo, când îți cunoști adversarii și atunci știi, bă, nu mă duc să investesc în X, pentru că știu ce este afară și mi-e greu să câștig. Sau bun, nu... Dar în opinia ta, tot ai spus chestia asta, cine ar trebui să facă această selecție, să zic așa, strict tehnică de alegere? În primul rând, la loturile naționale coordonatori trebuie să fie antrenori în care toată lumea boxului să aibă încredere. Coordonatorii aleși de noi, de lumea boxului, nu numiți. Totul se face pe alegeri. Eu sunt în orice sport, dar absolut în orice sport, există obiective intermediare, obiective finale, obiective asumate. Nu ai făcut performanță dacă nu pleci singur, ești demis. Eu, părerea mea, că și aici ar trebui să întâmple lucrul ăsta, dacă vrem performanță. Dacă nu, continuăm să ne mințim cum ne mințim de ani întregi, mergem la ciupeală, nu mergem după o strategie clară și după aceea ne mirăm că unde ne sunt sportivii de valoare. Pentru că sportivii se lasă. Și nu se lasă neapărat în lipsa susținerii, cât și din unele nedreptăți care li se fac. Și înțelegi bine ce spun. Eu așa zic. În orice sport, atunci când nu se face performanță, cineva trebuie să răspundă. La noi cine răspunde? Cine răspunde? Că s-a terminat o competiție, s-au terminat mai multe competiții, s-au făcut, nu știu, o ședință în care să se spună, domnule, ați realizat asta, asta, asta. Când ați plecat, ați zis altceva.
Te întreb, vă întreb vedeți, de fapt. Vedeți, se face atâta tam-tam pentru un meci echilibrat, în loc să se facă tam-tam pe alte lucruri. Tam-tamul s-a făcut care din partea, nu, tam-tamul s-a făcut din partea unui părinte și a unui grup, să zic, de prieteni care l-au susținut. Dar știți, da. Nu mai dar el a fost adus în discuție pentru a demonstra și a demonta că nu întotdeauna tot ce se spune pe rețelele de socializare are și acel sâmbure de adevăr câteodată. Acum, opinia este a fiecăruia, suntem o țară liberă și independentă, zic eu, și ne putem exprima. Bun, Radule, părerea ta despre chestia asta? Îl susțin pe bunul meu prieten, pe Vali, vă dați seama, asta e, da. Noi trebuie să fim lăsați liberi, noi, generația asta tânără, cum am mai făcut, noi am muncit acum 2 ani, 3 ani de zile cu generația aia de juniori, la fel am pățit. Noi, ce zici, Vali? Nu, eu mi-aș dori, nu știu, aș vrea să scoatem... Dar aș vrea să scoatem cumva chestia asta. Generația tânără, generația mai vârstă. Nu suntem în concurență cu nimeni. De ce? Dar nu e vorba de concurență, este vorba de mentalitate. Și asta a observat-o toată lumea. Fanii boxului românesc au observat o mentalitate diferită la cei tineri. Asta, despre asta vorbesc. Am lucrat la lot și nu numai eu și Radu, cu Maestru Captari. Mulți din box spun că Maestru Captari e un om dificil. Știți bine, nu? Din punctul meu de vedere, în momentul când dai același scop, în momentul în care ai puterea să te pui la masă, să discuți cu argumente pro și contra, vis-a-vis de o chestie, dar urmărești același scop, ajungi să te înțelegi. Totul e despre argumente și unde vrem să ajungem. Haideți să facem performanță. Hai să nu ne mai ferim, să nu ne mai ascundem după degete. Ne bucurăm că n-am pierdut abandon sau că am pierdut cu 3-2. Oameni, despre ce vorbim? Am fost la juniori, îți dau cuvântul meu de onoare, nu vreau să umflu pe nimeni, că nu-mi stă caracter. Am fost la campionatul european, aveam 2 sportivi în finală și seara eram supărat. Te-am spus supărat, dar eram Dorel în primul rând, cu mine și cu Gheorghe Ionuț, că s-a întâmplat, cum ai spus, Captari și n-a putut să meargă din cauza COVID-ului. Am fost eu cu Dorel și cu Gheorghe Ionuț. Și înaintea finalei eram concentrați și triști, nu puteam să spun, dar eram conectați la competiție și știam că bucuria nu va fi completă dacă nu scoatem un campion european. Când alții la 5 medalii în buzunar, 2 finaliști, nu mai ce-o fi, o fi, da, ne-am îndeplinit. Adică despre unde suntem? Am ajuns să nu ne mai apropiem de medalii, despre ce vorbim? N-am luat un loc cu 5 la campionatul mondial. E normal? Dacă mă întreb pe mine, nu este normal. Dacă întrebi specialiștii, ei îți vor răspunde. Radule, uite ce spune Claudiu Râșco și vreau să deschidem acum o discuție liberă. Ce facem? Voi sunteți la juniori, dar ce facem cu tineretul? Pentru că voi sunteți cei care livrați către tineret, să zic așa, posibile valori. Asta, este o mare problemă. El spune aici că este o mare problemă care apoi asta ca ei să facă pasul la seniori. Asta am vorbit și noi cât am mai stat acum la competiții cu ce se întâmplă cu juniorii ăștia și ce am vrea noi să se întâmple. Iei juniorul, îl pregătești, îl duci la campionatul european mondial, să aibă aceeași continuitate cu același antrenor. Ar fi perfect. Sau să fie legătura între antrenori. Că la Audiu Râșcu să fie la tineret. Noi suntem la juniori. Cu câte un antrenor coordonator în spate sau cu Dorel Simion sau cu Maestru Feric, cum se spunea, că vrea să vină. Să putem să spunem că avem aceeași școală de box, să putem să-i trimitem mai departe sau să facem antrenamente comune. Dorel spunea că ar vrea să facă o academie de box unde toate loturile să fie în același reunite. Complex. Reunite, bineînțeles. Și tineretul a ajutat pe cei de la seniori, juniorii pe cei de la tineret și ne-am ajutat unul pe altul pentru a avea continuitate. Nu unul în stânga, unul în dreapta, ce vedem noi. Deci voi propuneți, exact ca și Dorel, voi propuneți că în momentul de față sportivii pe care îi aveți la juniori să-i antrenați și la tineret, după care să-i antrenați și la seniori. Am înțeles bine eu? Să fie o continuitate, nu neapărat noi ca antrenori, dar să fie legătura între antrenori. Și ai enunțat, scuză-mă puțin, Valei, și ai enunțat Claudiu Râșcu la tineret. Să înțeleg că se va întâmpla ceva? Nu. Valei, se va întâmpla ceva sau este un exemplu?
Nu un exemplu, nu. Să fie maestru captare, să fie oricine. Nu. Deci noi, ca să construiești o piramidă, ca să ajungi în vârf, ai nevoie de o bază. Trebuie cineva, din punctul meu de vedere, plecat cu generația asta, cu cadeții ăștia chiar, să-i creștem frumos, Gică, să-i creștem în aceeași linie. Trebuie ca Dorel Simion, pentru că până la urma urmei, Dorel Simion, dacă se va alătura cu maestru Feri, cu maestru Vaștea, care e un om de o calitate... Păi, mai vine sau nu mai vine? Care are nevoie. Haideți să mergem toți, haideți să ne rugăm toți de maestru Feri să vină înapoi în box. Maestru Feri e un om cu o calitate extraordinară. Dorel Simion e un om care știe foarte mult box, care a demonstrat atât ca sportiv, cât și ca antrenor, pentru că nu e la prima competiție asta de la junior de anul trecut la care a mers. El a mai antrenat și locul de senior înainte, l-a antrenat chiar, nu știu, a mai antrenat și a mai obținut rezultate. Haideți să avem un antrenor coordonator pe toate loturile și toți să vorbim aceeași limbă, să creștem copiii ăștia la cadet până la seniori în aceeași linie. Doar așa vom... Am să te opresc puțin. Ai spus că haideți să ne rugăm de maestru de Feri, Vaștag, să vină să antreneze tinerii sportivi. Am să rog pe Leo, dacă este posibil. Leo este, să zic așa, butonistul nostru, IT-istul de serviciu, Leo Botez. Am să rog să facem, hai să încercăm să facem un fel de televoting prin care toți cei care se uită la emisiune să voteze cât este nevoie sau este necesar ca Feri Vaștag să se întoarcă în boxul românesc și să antreneze sportivi. Iar Dondoții Daniel spune în felul următor. Zice scutărie, trebuie să plece Relu Auraș să schimbe lotul de la Bacău și gata. Uite, o directă de-a lui Dondoții. Voi ce ziceți? Voi ce ziceți? Radu, Vali, care vreți, interveniți. Da, eu cred că e nevoie, eu cred că românesc are o schimbare. De 30 de ani a condus același om. Eu cred că are nevoie de o schimbare, boxul românesc. Iar vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, undeva la tineret e un capăt de linie. Asta e adevărul. Eu spun, mi-asum, am 4 sportivi care i-am avut la lotul de tineret, niciunul n-am reușit să îi canalizez, să le canalizez energia spre mare performanță. I-am dat, mie mult spus i-am dat, că n-am vorbit i-am dat. Dar eu cred că, eu sunt de părere că ceva trebuie să schimbe. Trebuie dată și șansa altora. Nu a mea, îți dau cuvântul meu de onoare. Nu, eu nu urmă, eu am tot ce trebuie aici. Mulțumesc Dumnezeu, îmi văd treaba mea liniștit. Dacă lărași, dar e nevoie și de altceva. De maestru Feri, ceea ce avem noi nevoie ca schimbare e de maestru Feri. Asta cerem noi toți în ultima perioadă. Avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un refresh. Eu nu am avut sportivi la lotul de tineret, să pot să spun. Dar eu nu, după acest rezultat, după acest eșec, trebuie să facem ceva, să vedem unde s-a greșit, să vedem ce e de reparat, să vedem deci ce e de făcut. Din punctul vostru de vedere, campionatul mondial este un eșec? Da. Da. Se putea mult, deși, mai mult, dar sportiv... Deși dacă ne uităm la meciuri și față de campionatul trecut, eu am văzut o evoluție mică, dar o evoluție. Dacă ne uităm la evoluția meci... Evoluția poate să spună... Da, vale. Dacă ne uităm la meciuri... Facem o analiză, Gică. Da, te rog. N-am avut niciun sportiv care a ajuns în sferturi măcar să bată pentru medalie, iar merg mai departe și spun că din cei care ne-au vins pe noi, decât doi au ajuns în semifinale. Bun. Vine cineva și te întreabă, Dan Pedra, ce performanțe ai tu la tineret? Poftim? Ce performanțe ai tu la tineret? Ca ce? Ca antrenor? Ca antrenor, bănuiesc. Ca antrenor, da. Am fost locul 1 în țară 2016-2017 pentru domnul Dan Preda, care îl văd tot timpul că urmăresc emisiunea asta. Am fost locul 1 în țară, da, am avut campioni, am avut la o singură ediție de campionat național trei medalii de aur. Bun. Am avut 4 medalii, am avut finală de campionat național de seniori în țară, dar în afară. Cum? În țară. În țară ai fost locul 1, dar în afară, sportivii tăi au excelat?
Am avut medalii, am avut clasări fruntași și Ion Marian s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de tinere. Gata, uitați, în acest moment, IT-istul nostru și regizorul acestei emisiuni, credeți că este vitală întoarcerea lui Francis Vaștac în boxul românesc? Din acest moment aveți toți cei care urmăriți această emisiune, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este momentul să începeți votingul. El se va sfârși undeva în jurul orei 21:20, când vom avea și răspunsul final. Până atunci puteți să votați, pentru că, da, eu cred că, din opinia mea, este momentul ca marile glorii ale boxului românesc să pună umărul la pași ăștia mici care se fac în acest moment, practic să-i mărim și să-i grăbim. Radule, spuneam mai devreme și îl întrebam pe Vali de performanțe. Spuneați de un eșec al tineretului, dar în ceea ce privește seniorii, care este opinia dumneavoastră în acest moment, ținând cont că mergem la niște calificări cu Andrei și cu Nechita? Și l-avem calificat pe Gârleanu, Radu? L-avem calificat pe Gârleanu. La senior, ce să zicem? Avem așteptări mari de la Andrei, cu toate că s-a întâmplat cu englezul ce s-a întâmplat, dar cu siguranță maestru Dorobanțu și ce are de făcut și cu siguranță vom ajunge, dar pe noi ne îngrijorează ce seniori vor veni din spate. Și asta, avem seniori. Păi, asta nu prea avem noi. Seniori, avem pe Târzoman, avem pe Măzăreanu, nu, cred că e tot tinereta anul ăsta. Tot tinereta anul ăsta. Târzoman, care termină și el, care e la lot, avem pe Chiriac de la Iași, pe Marian Chiriac, care bine, mai eu văd sunt, că tu cu Iașul stai bine, am văzut că stai bine. Pe ăștia știu, el îi știe că i-are scris pe foaie. Ia zi tu, Vale. Ce anume? Ce seniori avem? Aș prefera să nu vorbim despre seniori și spun și de ce. Deocamdată, boxul la nivel de seniori are... Boxul românesc are un sportiv calificat la Jocurile Olimpice și dacă ne gândim bine, sunt mulți antrenori din cei care facem referire, care la un moment dat au vrut să-l dea la Cosmin Gârleanu, pentru că despre el facem vorbire aici. Mulți au zis că Cosmin Gârleanu a demonstrat că nu e terminat. Iar tot pentru lotul la Olimpic de senior urmează un meci de calificare la Olimpiade. Și eu cred că ar trebui să, mă rog, să-i lăsăm pe oamenii aia să pregătească în linie. Atât timp avem. Păi da, din câte am văzut, toată atenția structurilor din federație este îndreptată către cei care vor merge la calificări și pentru Olimpiadă. Vreau să citesc două comentarii, scuză-mă. Don Doții Daniel, domnul Teici, să nu uităm că Marian Simion, nu, n-am uitat de el, dar în emisiunea care a fost invitat a spus că va simți nevoia să antreneze, va veni cu siguranță lângă boxul românesc. Și Georgian Angel, nu știu dacă îl știi, Vali, pe Georgian Angel, mă avertizează că am citit de pe un cont fake, nu am stat să verific, însă las că îi face bine lui Vali să-i mai pun și întrebări incomode, că știe să încaseze. Dar fratele-i frate și a fost și pe el. Nu, dar până la urmă știi să încasezi. Ai pierdut un meci acolo care puteai să-l câștigi. Da, pe o întrebare de la mine incomodă. Hai că până la urmă nu trebuie să ne menajăm. Este o emisiune în care trebuie să vorbim. Am pierdut de alea mai mari. Aduce aminte pe la Circul Globus ce meci am pierdut. Dar vrei să-ți aduc aminte și de meciul lui Euro de la Under 22, de la sub 22 de ani, de la Brăila, de la Europene? Europene. Când, da, în opinia mea, Euro atunci a bătut. Le știu pe toate. Nu, asta e Euro. Eu, tot de Euro făceam referire. Uite, Euro e un Euro. Costea Daniel, cum îl știm cu toți, e un sportiv care s-a lăsat în cauza nedreptății. E un sportiv care s-a lăsat, dar vorbesc la nivel de seniori. A venit, mi-a strâns mâna și mi-a zis, maestru, ați făcut orice pentru mine, ați făcut tot ce ați putut dumneavoastră pentru mine, dar eu nu mai stau aici pentru că, uite, așa am pățit. După o finală de campionat național de seniori pe care o câștigase clar și diferență mare. Dar nu mai contează astea. Până la urmă, ți-am zis, am învățat, experiența m-a învățat să strâng în dinți, indiferent cât de mult mă doare, chiar dacă fac unele lucruri sau chiar dacă greșesc pe moment acolo, am învățat cât de mult mă doare să intru în sală, să mă uit, să văd ce aș fi putut să fac mai bine și să fac în așa fel încât să nu mai ajung la situații de genul ăsta.
Uite, iau un alt comentariu, Cătălin Fast. Uitați-vă la orice ramură sportivă din lume și vedeți că au identitate sportivă, ceea ce ne lipsește nouă. Dacă la cadeți îl înveți ceva, la juniori altceva și așa mai departe, cum vrei să creezi ceva? Creșteți copiii de la, creșteți de la copii la seniori, mergând pe aceeași linie și vor veni și rezultatele. Exact ce am vorbit noi, să aibă continuitate, aceeași linie să meargă sportivul, să nu-l ducem într-o barcă. Da, eu am să îndemn pe telespectatorii noștri să voteze, să folosească televoting-ul, că așa cum am rezolvat anul trecut unele probleme ale boxului românesc, în care de când am început să vorbim, am ajutat acolo, am pus și noi o mică sprijin la împăcarea dintre Liga Profesionistă și cea de amatori, Federația Română de Box, apoi am mai, să zic așa, am mai atenuat din problemele boxului românesc vorbind. Eu am să vă încurajez, doamnelor și domnilor, să votați pentru revenirea lui Francisc. Eu, unul, militez să vină toate valorile boxului românesc lângă sportivi și să creeze ceea ce eram odată. Facem pași mici, dar asta. Uite o întrebare venită pe WhatsApp. Pregătiți un meci revanșă între Boncu și Edwin? Cu siguranță la campionatul național, cu siguranță se vor întâlni toți doi în finală. Uite, la campionatul național, dacă se va transmite în direct și eu voi fi prezent, am să comentez acest meci sub un alt aspect, voi știți în stilul meu, dar până atunci e bine că acești copii să rămână în priză și să nu-i pierdeți. Da, salutăm și pe Ronim Arădoaie, salutare băieți. Vali, ții minte meciul meu cu Alexandru, e vorba de Dragoș Marin. Vale, ții minte meciul meu cu Alexandru Adrian la Craiova, meci de titularizare la campionatul european? Țin minte toate meciurile în care am fost implicat ca antrenor, îl țin minte și pe ăsta la care face referire vampir, cum îi spunem noi. Alexandru Adrian a fost unul dintre cei mai talentați sportivi pe care ai avut această țară, din punctul meu de vedere, și un sportiv care a realizat niște lucruri foarte frumoase. Iar eu m-am bucurat că am putut să fiu lângă el atunci când a încercat o revenire în box. Dar și reușit, că până la urmă a ieșit campion, național de senior. Radu, în acest moment, în sală, în afară de Boncu Nicolas, pe cine ai mai evidenția? Sau ce talente pregătești ascunse, să zic așa, și vrei? Dorel Simion, ce să facem noi, antrenorii tineri, atâta timp cât conduce ostilitățile relua oraș? Hopa, ce să antrenăm? Hopa, stai că Dorel de acolo, de la Eger, începe cu o serie. Uite, am vorbit foarte puțin de turneul ăsta. Eu aș vrea să-l felicit și formă continuăm asta, să felicit evoluția copiilor, pentru că au câștigat câte un meci, câte două meciuri, au fost 5 în semifinale și avem 2 sportivi în finală. Să le urăm baftă, să fim alături de ei. Ceea ce este foarte bine. Sportivii. Normal, trebuie să-i mai și încurajăm, să mai logic știe că vorbim de ei. Dacă ați urmărit emisiunea de după mondiale, i-am încurajat și cred că așa trebuie făcut. Să încurajăm, fie că pierd, fie că... Da, toți sportivii noștri sunt sportivi buni, chiar dacă au pierdut, trebuie făcut ceva cu ei să câștige la următoarele turnee. Dondoții Daniel, Marian, Simion, Feri, Vaștac și Dorel în lot ca la carte pentru boxul românesc, echipă de aur. Ok, asta vom vedea care vor fi schimbările. Până atunci însă, haideți să vă întreb, să răspundeți la întrebare pe rând, încep cu Radu, că e mai tânăr. Radule, ce pregătești în sală? Ce ai în sală? Ce aduci pe ringul de box românesc? Am acești copii care m-am fost prezent cu ei la Cupa României. Mamă, l-am zgândărit pe Dorel. Zi, o să citiți comentariile. Petrache Marian, care e și vicecampion național la 44,5, un copil foarte bun, un copil de viitor, nu face box de foarte mult timp. Toader Sebi la 38,5. Mai am pe Așchiopoaie Șefan, care va merge acum la Cupa României, ce urmează să fie pe 25, pe 30 la Zalău. Sunt sportiv bun. Și fete, am început în ultima perioadă, am primit și 2 fete. Că și acolo văd că e boxul serios și spectaculos. Vali, eu știu că la Călăraș tu ai acolo un incubator mult mai dezvoltat de calul Radu și știu că scoți așa, sportivi extraordinari, de buni
pe categoriile lor de vârstă. Ce ai în acest moment? Sunt, la noi n-a trecut niciun an fără să am, începând în 2011 până acum, sunt 10 ani consecutiv când am avut campion național la cel puțin două categorii de vârstă. E un alt copil acum. Începând în 2011 alături de Georgi, avem 37 de titluri de campion național. Alții nu le-au într-o viață. Nu vreau să, mă rog, să par lipsit de modestie. Avem peste 100 la campionate naționale sau la Cupe României. Am fost clasați pe primul loc din 2011 până în 2017. Adică sunt sportivi de viitor, sunt sportivi care vin, sala e plină, boxul la Călăraș e un sport frumos, e un sport iubit, iar acest lucru ar fi păcat să piardă. Iar vis-a-vis de Dorel, dacă îmi spui că tot comentează. Nu știu dacă a fost... Nu, el comentează, scrie. Aici e deja o polemică și invită să polemizeze pe chat, pentru că uite, deja s-au încins spiritele și îmi place chestia asta. Haide să facem o emisiune antrenantă. Nu, vine Victor Lupo și spune că Relu trebuia să dispară de mult. Dorelul asta, dar intervine același cont, Dan Pedra, și spune cred că Dorel o să dispară din peisaj cât de curând. Nu, este o polemică, întreabă în acest moment pe chat și dați-i bătaie, băieți, nu uitați să distribuiți și totodată să și votați dacă toți sunteți atenți la emisiune. Feri, hashtag alături de boxul românesc. Poate că următorul televoting va fi Marian Simion lângă boxul românesc, dar până atunci, să revenim. Votat. Când am fost noi ultima oară invitați la emisiune, se vorbea de dacă putem să aducem un antrenor cubanez sau rus. Da, atunci era o întrebare. Da, era o întrebare. Acum am ajuns la concluzia. Plătim 5.000 de euro la un antrenor. Deci suntem noi ăștia tineri. Dacă luăm noi câte 2.000, nu-i mai bine? Nu știu, noi facem și noi performanță. Ne ducem gratuit, venim gratuit. Trebuie să nu uităm că de numele, eu cred că boxul românesc are încă resursă. Doar el, Simeone, am avut ocazia să lucrez cu el ca antrenor acum și am văzut ceea ce poate. Trebuie să ne unim toți, să-l susținem. Trebuie adus maestru Ferii, care dă numele căruia să leagă cea mai mare performanță a boxului românesc, campionatul mondial de 99 de la Houston. Trebuie adus lângă box și sunt ferm convins că Dorel, alături de maestru Ferii, pot face o echipă minunată. Ajutați de noi toți cei de spate. Trebuie să avem oameni la conducere, oameni în antrenorat în care să avem încredere. Nu să duc sportivul la lotul național, Gică, și să-mi zică vino la mine, că la mine faci performanță. Că despre asta e adevărul. Ai niște antrenori buni la Călăraș, dar eu pot să-ți fac să te urc mai sus. Nu există așa ceva. Eu când trimit sportivul la lotul național, îl trimit să crească în valoare. Nu să-i zică cineva că dacă ar veni acolo ar face performanță mai mare. Despre ce vorbim? Ăsta e adevărul. Am tăcut. Dacă am tăcut, am tăcut din cauza faptului că am zis, bă, boxul românesc nu are nevoie de scandal. Boxul românesc nu are nevoie de... Nu, dar boxul românesc nu are nevoie de scandal. Dar are nevoie să spună în față și verde în față ce se întâmplă. Că până la urmă sunteți bărbați, ați intrat în ring, ați încasat lovituri și așa cum știți să dați, trebuie să și încasați. Tocmai de asta spun. Nu e scandal. Ceea ce facem noi acum nu e scandal. Este pur și simplu o discuție. Eu cred că este constructivă. Am fost la campionatul european cu Radu și cu Georgi în momentul în care federația nu avea finanțare. Să zică Radu unde am dormit împreună. Unde am dormit? În mașină. În mașină. Să spună Radu că nu e aici de față, adică nu... Da. Unul dimineața, unul noaptea la Tiraspol și plecam la 6 dimineața la Sofia ca să facem meciul la copii pe unde puteam și noi și ne descurcam. Ba pe la mine pe acasă, ba pe la Radu, pe la ea, să ne puteam. Hai să creștem. Am beneficiat, s-a confundat lucrul ăsta, Centrul Olimpic Lot Național. Hai să facem odată diferența asta. Centru, lot e lot. Să vedem fiecare unde suntem. Hai să terminăm o dată cu asta. Păi, la juniori s-a făcut. La juniori s-a făcut. N-am vorbit pentru simplu fapt că nu am, că am zis că boxul românesc nu are nevoie de polemică. Dacă vedem asemenea lucruri, cred că ar fi momentul în care să schimbăm ceva. Am înțeles. Te-ai abținut până acum și acum te descarci. Este foarte bine. Radule, ia spune tu. A făcut încărcarea până acum cu vitamine, s-a vitaminizat Valii. Băi, este foarte greu. Eu vă înțeleg. Eu observ foarte multe de pe margine. Cred că cel mai bine este când observi de pe margine și ești atent la un sport. Și eu am văzut multe. Așa cum am declarat în multe rânduri,
Eu am văzut multe, de la mimică și gesturi până la, nu știu, dorințe și idei. Și unele îmi plac, unele nu îmi plac. Radu, la tine am observat o dorință de a munci, cum să zic, dintr-o dată. Eu nu te-am știut pe tine până nu ai venit la Brăila, sincer. Dar de momentul care ai intrat în antrenorat, chiar ai avut așa o chestie, place, nu știu, dintr-o dată, așa cum și... Și vă spun de ce, pentru că acești doi frați, Valentin cu Georgie, mi-au dat acest zvâc. Noi trei când ne-am unit, atunci am văzut, domne, trebuie să rup. Acum ne-am unit și cu Dorel și cu Gheorghe Ionuț. Mai am la club pe Vampir, care e la fel, e generația mea, Benone Marco. Vedem că avem pentru ce lupta. Vedem pentru că ușor, ușor, după ani de zile, cu siguranță vor fi rezultate. Exact cum a spus George, pe noi nu ne interesează centrele. Centrele trebuie să dea sportivi la loturile olimpice. Noi trebuie să formăm acei sportivi, să-i ducem la nivel de tineret și la seniori, unde acolo e problema. Seniorii, vedeți foarte bine că nu putem să vorbim la ora actuală decât de Arădoaie și de Gârleanu. E foarte greu. Asta vrem să facem. Da, uite, bine. În mod normal n-ar trebui să citesc acest cont, dacă se dovedește a fi fake. Eu nu știu, nu-l văd că a fi fake. În fine, eu am să citesc. Nu vă mai agitați. Relu e cu 10 clase peste voi. Vă face de plângeți într-o zi să-și dea seama, o să-și dea demisia și nu o să fiți niciunul în locul lui. El dă ora exactă în box. Câinii latră, ursul merge. Hai, sunt și păreri contra și păreri pro. Da, cred că aici, nu, eu vă spun, este o agitație mare. Nu are nimeni ceva personal cu Maestru Auraș, că nu-ți poate nimic. Hai să lămuriți și acest aspect, că nu aveți nimic personal, ci strict profesional vorbiți acum. Zic bine? Da. Vali, Andu, Radu, pardon. Corect, salut, corect, Adule, corect. Te-am pomenit. Voi nu aveți nimic personal cu acest domn antrenor Relu Auraș. Voi aveți pur și simplu profesional prin prisma ultimilor rezultate din ultimii ani. Hai să ne facem înțeleși. Eu respect tot ce a făcut Relu Auraș în boxul românesc. Respect. Dar toată lumea respectă că a făcut performanță, nu? Obținute. Iar chiar a obținut niște performanțe poate imposibil de realizat. Dar cred că a venit și momentul schimbării din punctul meu de vedere. Iar vis-a-vis de comentariul lui domnului de mai devreme, că nu mai rețin. Preda, Dan Preda. Dan Preda. Mi-l mai citești odată comentariul, te rog? Voi o să le citiți după ce urmăriți... Bine. Stai numai puțin, ți-l citesc din nou. Bine, Nu vă mai agitați. Relu e cu 10 clase peste voi. Vă face de plângeți într-o zi, o să-și dea demisia și nu o să fiți în niciunul locul lui. El dă ora exactă în box, câinii latră, ursul merge pe el. Lasă-mă să-l citesc. Relu, l-a scris cu R mare sau cu R mic? Cred că s-a grăbit, nu? Relu cu R mic. Cu R mic? Hai să facem niște lecții de gramatică, să învățăm să scriem și pe urmă să adresăm întrebări. Ok. Bun. Continuați polemica pe chat. Eu am să continui discuția cu băieții și hai să ne ducem puțin în sfera profesionistă. Hai să lăsăm... Fără exact, o dă domnul președinte în box. Așa este, până la urmă domnul președinte împreună cu Biroul Federal este cel care decide ce se întâmplă în boxul românesc. V-am mai spus, eu am observat pași înspre situații, pași mici către bine, către mai bine, să zic așa, din ce am observat într-o analiză pertinentă a ultimelor 3-4 ani, din ce am văzut, din ce am apucat și vreau să trecem puțin spre boxul profesionist. Ați văzut că am avut ultimele emisiuni invitați oamenii care aparțin boxului profesionist și am să vă întreb și pe voi de ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Băluță, opinia voastră. Voi ați scris, dacă nu mă înșel, Vale a intervenit cu un comentariu. Și am să te treci pe tine, Radu, dacă ai văzut meciul Băluță, după nu care văzut, o să vorbim de să Jur. Ok, o să vorbim de Jur, de Alexandru Jur și de către Bogdan Dinu, care au fost invitați și care au meciuri. Cristi Ciocan a câștigat lejer în Germania. Cristi Ciocan l-am văzut, la celălalt nu am văzut. Vali, mâna mea dreaptă. Ia uzi, mâna ta dreaptă. Dau foc când...
îi jur. Am văzut meciul lui Băluță, pe care vreau să-l felicit, pentru că e un om care, în care nimeni nu a crezut, nici măcar noi. Și merită să se vorbească despre el. Și nu numai despre Băluță, despre toți sportivii boxerilor ai României. Nu trebuie să uităm nici o secundă ce adversar a bătut până să ajungă la Conlan și ce meci a făcut Conlan. Nu vorbesc despre decizie. Cel mai bun, nu știu, cel mai bun comentariu vis-a-vis de acest meci e pe blogul lui Cristi, Ring Box sau chestie de genul ăsta. Adică eu pentru Băluță am toată admirația, îmi scot pălăria în fața lui, mă înclin și urez mult succes, pentru că acest copil îl știu de când era mic, merită tot bine din lume, pentru că a muncit, pentru că a crezut în el și pentru cât a tras în momentul în care nimeni nu era alături de el. Și ca să ajungi la nivelul ăla, când nimeni nu-ți dă nicio șansă, trebuie să fii cu adevărat bun. Iar el a demonstrat lucrul ăsta și sunt fer convins că vor mai urma meciuri în care va putea să-și atingă visul. Despre Jur și Bogdan Dinu au fost invitați și haideți să vorbim de ei, că au și ei meciuri acum. Cum îi vezi, cum îi simțiți pe acești sportivi profesioniști? Eronim a câștigat și el, îl salutăm. Sper că faci baie, salutări, în salutări. Faci baie, Eronim, în piscina aia de acasă, de acolo, de unde ne-ai arătat-o anul trecut. Te așteptăm în emisiune. Ia spune, Vali. Nu putem decât să, eu unul, Bogdan, îi urez baftă, va avea un meci de timp și Bogdan boxează de ceva, e un exemplu pentru sportivii de țara noastră și boxează la un nivel înalt, demonstrează că se poate face în paralel atât box de performanță cât, mă rog, să crești frumos, să faci și box profesionist, ai și o sală, care o sală și dezvoltă, se chinuie și încearcă să dezvolte și lucruri frumoase la Buzău acolo. Eu urez baftă în drumul lui spre a cuceri titlul de campion mondial. E unul din greiul care ne mândrim. Cristi Ciocan de asemenea. Îi jur, am văzut că încearcă și să-ți bate și el la el, a făcut o sală, face niște lucruri frumoase. Eronim în Miami are un început de carieră promițător. Flavius Bia se chinuie și... Uite, sunt Bia, deja... Bia, care se chinuie la Timișoara să facă o gală acum în plină perioadă care, hai să zicem că restricțiile s-au mai ridicat și să sperăm că revenirea spectatorilor în sala de box va fi de bun augur pentru a da un suflu. Însă, eu am o idee. Ce ar fi de acum încolo revenirea spectatorilor în sala de box să se facă pe bilet? Da, o idee foarte bună. Pe bilet de intrare. O sumă modică. Toată lumea. 10 lei, 5 lei, normal. Ar trebui toată lumea să plătească bilet. Sunt destui iubitori a boxului și cu siguranță vor prinde. Dar pentru asta va trebui să avem cineva care să fie un manager bun, să mediatizeze aceste gale. Că sunt de cadeți, că sunt de profesioniști, de amatori, nu contează. Dar să nu e mediatizată boxul. Păi uite, încet a început să se transmită semifinale și finalele. Eu zic că este un lucru foarte bun și că Jox își face treaba acolo. Uite, Jox, am promis că nu mai zic de tine în emisiune, dar berea tot o dai, că n-am cum. Acest lucru este un lucru extraordinar, să transmiți semifinale. Când vreodată au mai fost transmise semifinale și finale, să vadă o țară întreagă ceea ce se întâmplă acolo. A avut câteva mii de vizualizări, iar asta spune mult despre, mă rog, oamenii care urmăresc. Este și un sfert, am promis că la și 20, dar 95% este vitală întoarcerea lui Francis Vaștag în boxul românesc. 5% nu. Bun, să revenim și vom discuta ulterior de chestia asta, dar hai să vedem de acest lucru pe care federația îl face, să transmită semifinalele și finalele. Zi, Vale, ideea ta care începusești. E un lucru extrem de benefic, e un lucru bun, e un lucru frumos. Am avut câteva zeci de mii sau mii de vizualizări. Oamenii urmăresc numai tamtamul care îl face fiecare la el în oraș și tot e un plus. Plus, că eu sunt de părere că pentru a putea vinde, vorbeai de bilete, de ce să facem, să punem sumă modică, de ce să punem 5 lei când putem să creăm un produs, să arătăm ce avem, și să nu vindem biletul cu 5 lei, să vindem biletul cu 50 de lei. Hai să creăm un produs. Haideți să facem gale. Haideți la început să ne chinuim noi cei implicați. Hai să aducem lume bună asupra, lângă acest sport, lângă box. Pentru că boxul e un sport care are foarte multe lucruri de arătat. Indiferent de polemici, de discuții, de divergențe.
Boxul e un sport foarte frumos. E primul sport de contact și e sportul oamenilor, copiilor care cresc cu încredere în ei. Hai să facem un produs frumos care să vândă. Noi, de ce alții au putut și noi nu putem? Sunt ferm convins că putem. Și nu mai punem 5 lei biletul de intrare, punem 50 de lei și oamenii vor veni să plătească pentru că vor avea ce să vadă. O, trebuie să oferiți calitate, voi ca antrenori trebuie să oferiți calitate din începând cu produsul vostru din sală până la marketingul pe care îl desfășoară sau îl va desfășura Federația Română de Box. Trebuie să existe un tot unitar, că tot vorbeam de un tot unitar în ceea ce privește antrenamentele sportivilor, vorbim de un tot unitar și aici când este, vorbim de marketing. Radu, tu acolo la Iași împreună cu mulți antrenori din Iași dezvolți niște sportivi foarte convingători în ring, foarte buni. Urmează să vedem ceva la Iași european? Sau împreună cu antrenorii, cu tot ce înseamnă federație, să vedem ceva la Iași, un european ceva? Noi sperăm asta, au fost discuțiile și cu când au avut loc la Galață, campionatele europene. Noi sperăm pentru că avem sportivi foarte buni, cum am mai spus, nu doar frații Chirea, ca să nu mă repet că sunt doar cu doar ieșenii de-a noastră. Sunt foarte mulți, Palapiuc, de la Tineret mai vorbesc, sunt foarte mulți sportivi, Măzăreanu, Samuel Roman, sunt foarte mulți sportivi care pot boxa și pot face performanțe. Și de ce nu într-un oraș ca Iași, într-un oraș universitar, să vindem un produs așa plăcut cum e boxul? Da, se pare că o să discutăm puțin, s-a întâmplat ceva cu Vali. Uite, rămânem în doi și discutăm. Transmisiile la competiții este foarte, foarte benefică. Însă nu crezi că există și, cum să zic eu, partea, reversul medalii la bunătatea asta sau binele pe care îl face o competiție, îi obligă pe arbitrii să fie mult mai atenți, îi obligă pe sportivi să boxeze într-un mare stil, să zic așa, că îl văd prietenii. Îl văd părinții, îl văd prietenii, exact. Îl văd normal, contează foarte mult. Dar nu cumva există și reversul medalii, ceea ce se întâmplă la box, la fotbal, de exemplu, în condițiile în care lumea s-a scârbit să se mai uite la fotbalul românesc? Zic nu, și eu. Nu, și să se ajungă cumva ca la un moment dat, băi, box, iar să bată aia, să bată aiurea, nu știu. Zic. Nu, de obicei se uită doar iubitorii acestui sport și dacă noi îl mediatizăm și noi îl facem cunoscut, cu siguranță și noi, antrenorii, vom avea de câștigat, pentru că așa ne vor veni copiii în sală, așa vom avea și noi sălile mult mai pline. Acum a fost o problemă cu pandemia asta, de nu am mai avut noi voie în săli să avem... Am avut număr limitat de sportivi în perioada, toată perioada aceasta. Dar dacă noi îl mediatizăm, copiii văd și sunt și văd în permanență boxul e mediatizat, că e Cupa României, că e campionat sau orice gala amicală, cu siguranță noi suntem cei care avem de câștigat. Au un suflu așa, parcă altfel boxează când află că când sunt... Când îl văd părinții, când îl văd prietenii și domnule, mă bat, abia aștept să fiu și eu la televizor, pe internet, mai ales acum rețelele astea de socializare. Uite, că asta până la urmă asta facem și noi cu emisiunea, să le spunem pe nume, numele lor din buletin, ca lumea să-i cunoască. Oricum, se știe clar că noi suntem aici o familie a boxului și ne urmărim unii pe alții pentru că e o pasiune. Vali, să înțeleg că s-a întâmplat ceva cu tine, vreun atentat ceva, ai dispărut? Mi-a dat eroare tehnologie. ți-a dat așa un TKO. Veni repede. Îl întrebam și am discutat cu Radu între timp. Nu cumva aceste transmisiuni ale semifinalelor și finalelor și poate pe viitor a întregii competiții, nu cumva va avea parte și de un revers și făceam o comparație cu fotbalul în condițiile în care la fotbalul românesc nu prea se mai uită nimeni, dar când e ligă de afară se uită tot românul. Nu cumva dacă transmitem astea în mod... Nu știu, bine, până la urmă nu sunt multe cupe și multe campionate, dar nu cumva va exista și acest revers, să lumea să se sature de box când dacă nu livrăm produse adevărate? Eu zic că nu putem ști lucrul ăsta până nu o să avem un produs care să vândă. Până nu avem un produs care să fie căutat, nu putem ști lucrul ăsta. Da, există și riscul, dar... În orice există un risc și eu, oricând aș fi de acord să ne asumăm riscul ăsta. Hai să facem un spectacol.
hai să învățăm să creăm spectacol, hai să învățăm să nu mai organizăm galele, dă dragul de a le organiza sau am făcut o gală, să ne implicăm și cu siguranță ușor, ușor oamenii vor veni alături de box. Spectatorii, dar în același timp sponsorii și oamenii care să ajute cu adevărat boxul. Pentru că boxul are nevoie de oameni puternici lângă el. Uite, Marius Miron spune, așa creați rivalitățile și boxul câștigă. Unde sunt sponsorii? Marian Ciocoi. Nu am văzut un sponsor serios la FRB. FRB. Eu știu că există niște sponsori destul de serioși care preferă să stea în umbră, așa cum s-au aplanat multe din problemele pe care le avea Federația Română. Practic au început încet, încet să apară și sponsorii. Continuă meciul lui Dorel Simion cu Dan Preda. Uite că avem un meci, l-am reactivat pe Dorel să intre de data asta în ringul discuției. Acum râdem, glumim, Gică, îmi cer scuze că te întrerup. Te rog. Nu, Dan Preda, îl salut. Dacă iubește boxul, totdeauna va fi binevenit la box, dar nu știu dacă poți intra într-un meci cu Dorel Simion doar din postura de iubitor al boxului, când Dorel Simion a realizat unele lucruri. Adică e greu de vorbit așa. Eu îl invit pe Dan Preda la competițiile de box, îl invit să antreneze, îl invit să alăture boxul, îl invit să vină să sponsorizeze acolo unde e, dacă are posibilitatea să ajute, să crească un sportiv, să vină și de-abia atunci să aibă divergențe de opinie cu Dorel Simion. Deocamdată Dorel Simion a realizat multe lucruri pentru box. Iar el nu știu uite, cine. Uite, Radule, să știi că ești tras de atenție de Radu Alex, de tizul tău. Spune, îmi place că se vorbește de boxerii din Iași, dar de singura junioară calificată la Euro 2021 și vicecampioană europeană, nu vreți să vorbiți. Domnule, te ești Radu Alex, care este dator vândut la mine cu produse de alea de care vin de el pentru refacere. Glumesc, Radu Alex. Ia spune. Boxul feminin. Uite, o altă latură a boxului românesc, feminin, care scoate campioana europeană noastră de la Iași. Pe performanțe, da. Deci, boxul feminin. Discutăm despre boxul feminin. Boxul feminin, în momentul de față, face oarecare performanță sub tutela antrenorilor soților Lăcătuși, dar și acelor antrenori de la cluburi care livrează sportive de performanță. Ce părere aveți de boxul feminin? Și încep cu Radu și termin cu Vali. Da, eu abia am intrat anul ăsta așa, nu sunt în măsură să vorbesc foarte mult de boxul feminin. Iar pasez la mâna ta dreaptă? Nu, așa multe, că el nu are deloc fete. O știu pe Ana Maria Romanțov, cum să nu, vicecampionă europeană. Știu că avem acum, am fost în cantonament la 23 august, erau fetele în cantonament și ele. Se pregătesc pentru calificare la Olimpiadă, avem o calificată, da. Suntem pe cai mari. E bine. Stăm bine deci cu fetele, da? Atât pe soții Lăcătuși, cât și întreaga echipă care au creat. Da. Maestru Gălbenușe, da. Antrenorul de la Tulcea. De la Tulcea, băiatul, da. Are fete. Colegul meu de la Călăraș Bebeșelea. Adică sunt oameni care maestrul Lăcătuș și-a creat o echipă alături de el, oameni care fac performanță și ori felicit pentru toate performanțele care le-a făcut. Nu trebuie să uităm că avem o campioană europeană, că avem o vicecampioană europeană și o campioană europeană la juniori. Deci avem campioană europeană la juniori, campioană europeană la tineret, merită felicitări. Și să-i urăm multă baftă Claudiei Nechita, care și ea de asemenea e la un meci de calificare pentru Jocurile Olimpice. Da, să știți că o să vă placă comentariile de pe teren. Nu vreau să mai creez polemică, dar uite, Gabriel Gabrici, așa cum sunt transmisiuni despre fotbal pe posturile locale, la fel de bine ar putea fi și meciurile de box. Este un început ușor și se ajunge la transmisiuni pe posturile naționale. Tot noi trebuie să muncim și pentru această promovare. Nu vin sponsorii să ne propună. Are sau nu are dreptate? Deci dacă noi nu muncim, sponsorii nu ne văd. Și nu vor veni să zică, luați-mă bani de aici, pentru ce? Că ei vor cere. Vor să zică, domnule, eu îmi asociez numele și logo-ul cu un campion european sau mondial. Eu am pățit cu sponsori care vor să ajute boxul la noi în Iași.
dar tot așa. Cer să apară undeva la o televiziune, să scrie undeva, scriu, domne, scrie și mie pe un short, pe, dar vrea să fie văzut undeva, cum sunt văzuți ceilalți de la alte sporturi de contact. De asta avem noi nevoie de mediatizare, că așa crește boxul, așa vor veni sponsorii, viitorii sponsori la, la box. Am avut firme mari și cu siguranță domnul președinte Basile Câtea a adus firme mari, sau sunt oameni care finanțează boxul. Dar asta caută lumea. Cei care vor, care are o casă de amanet, care vinde o mașină, care, nu știu, orice afacere, vrea să apară și el undeva, firma lui scrisă undeva. Pentru o reclamă, pentru o reclamă. Da, uite, Schilu Petre spune, de ce nu-l chemați și pe Doroftei ca antrenor la lotul național? Doroftei a fost, îl informez pe Schilu Petre, că a fost invitat în această emisiune, chiar l-am băgat în direct pe domnul președinte pentru a-i propune un post de antrenori. Ce s-a întâmplat după, nu știu, la un moment erau de acord, dacă vă aduceți aminte, au fost de acord unul cu celălalt pentru a ajuta boxul românesc, dar dintr-o dată nu știu ce s-a mai întâmplat, n-am mai urmărit Canada. Cazul. Moșu s-a băgat pe Canada, acolo are mai mult sportiv. Tatălui Edwin este... este, sau Edwin, chiar Edwin este, stai, chiar vreau să văd dacă este Edwin. Nu, cred că este tatăl care are părerea lui despre meciul de care am discutat, despre un meci furat. Am vorbit, domnule Petrea, despre acest meci încă din debutul acestei emisiuni. S-au format păreri și opinii. Dacă citiți primele comentarii din această emisiune, o să vedeți și părerea vizată a unor arbitri care, zic eu și am spus-o dintotdeauna, sunt integri, așa cum este Marius Miron. Edwin. Să înțeleg că tu ești Edwin boxerul. Lămurește-mă ca să știu, că nu vreau să fac greșeli. Dar eu cred că nu există loc de... Da, s-a făcut o analiză, a prezentat-o antrenorul tău, chiar el intervine și spune s-a făcut o analiză. Așa este, dar știi, una este aparatura care vede și alta este ochiul unui arbitru care... Până la urmă este un ochi uman, nu este aparatură de specialitate și mai poate greși sau poate vedea într-un alt fel sau poate vedea mult mai bine decât un aparat. Să revenim, domnilor. Uite, la campionatul Murariu Paul, la campionatul mondial de tineret am fost baloane cu apă și este rușinos pentru boxul românesc să te prezinți cu sportivi nepregătiți și să boxezi cu brațele jos. Eu cred că din punct de vedere fizic cât și tehnic au fost destul de pregătiți, dar probabil asta sunt generațiile. Se putea mai mult de la sportivi? Am înțeles opinia dumneavoastră, domnilor invitați, despre antrenori, dar sportivii puteau mai mult? Radu, Vali, da, la campionatul european sau la care? Mondiale, vorba de... La mondiale, da, este... Mondiale. Da. Puteau mult mai mult sportivi, sunt sportivi foarte buni, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ei, după repriza a doua au căzut fizic. Avem niște sportivi la nivel de tinere, niște sportivi foarte buni, sportivi care... Ar fi cazul să reușim să avem grijă de ei, să nu-i pierdem și pe ei. E păcat. E păcat să nu-i... e nevoie să nu mai pierdem încă o generație. Sunt niște copii care pot face față cu brio la senior, sunt niște copii care pot obține rezultate, sunt niște copii buni. Haideți să vedem cum lucrăm cu ei, cum îi creștem, cum îi ducem mai departe. Ok, uite, Edwin este foarte supărat și am să te rog, Vali, în acest moment să vorbești cu el și să reamintești ceea ce ai spus în deschiderea acestei emisiuni. Părerea mea a spus-o în deschiderea acestei emisiuni. A spus clar că, din punctul meu de vedere, Edwin a câștigat meciul, dar la fel îți spun clar... trebuie să trecem peste acest moment. Eu nu mai vreau să discut despre momentul. Da, dar uite, el este foarte supărat pe chat în acest moment, o să citești. Nu. El consideră că i s-a furat meciul. De ce consideră că i s-a furat meciul? Doar pe baza acelei analize pe care tu ai citit-o? Sau pur și simplu, uite că ne întoarcem la subiect și n-aș vrea să încheiem cu chestia asta, dar te rog să-i transmiți ceva sportivului în acest moment, pentru că este foarte, foarte supărat.
Tot ce pot transmite e faptul că toți marii campioni au avut parte de înfrângeri și parte de eșecuri în viață. Important e ce facem și cum mergem mai departe, cum trecem peste eșecurile astea. Nu trebuie să uităm că eșecurile pot fi o sursă de motivație, cum ți-am spus și la început. Ce mai pot? Timpul nu mai poți să-l dai înapoi. Trebuie doar să mergi înainte și să demonstrezi data viitoare că ceea ce s-a întâmplat a fost o nedreptate. Bun, și la campionatul național se vor întâlni și se vor bate și atunci cel mai bun să câștige. Exact, cel mai bun să câștige. Fără probleme. Radu, tu ce îi spune lui Edvin acum? Dar nu, domnul antrenor trebuie să vorbească, el este antrenor. Eu, ce pot să-i spun eu, e un sportiv foarte bun, să nu se lase să continue pentru că va fi un mare campion, cu siguranță. Da, el spune că nu vrea să mai audă de box. Bine, lucrurile se întâmplă în copilărie, o chestie de asta ar trebui să fie o sursă de motivație. N-ar trebui să te lași pentru că am este făcut un sport și noi pe care... Noi chiar am fost furați. Exact. Am făcut box, eu chiar am fost furat și am continuat, am demonstrat. Da, așa este. Muncă și dăruință. Păi, până la urmă, domnilor, de obicei e un suporter de box vede sportivul într-un anume fel pe ring. Și, dar uită câtă muncă depuneți voi cu el și îl huiduie sau îl aplaudă, dar niciodată nu se gândește, băi, câtă muncă face antrenorul cu sportivul și câtă muncă face sportivul cu antrenorul pentru ei a oferi un spectacol. Câtă muncă de antrenor este la o generație de cadeți, domnilor? Nu, citeam un comentariu acum, dacă eu tot legat de copilul ăsta, pentru că antrenorul lui e prieten cu președintele. Ce prietenie am eu cu președintele, bază copilul? Hai să trecem. Dar nu ai da. Cum să trecem. Dacă eu am fost acolo și eu am fost defavorizat de arbitri și de toată lumea, eu am prietenie cu cineva, dacă sportivul meu câștigă, ce vorbim? Bine, hai să depășim momentul. Eu v-am pus o întrebare, câtă muncă este în spatele unui antrenor? În spatele ușilor închise ale unei toți sări antrenorii, toți părinții vor să fie un fel de Gheorghe Simeon, nu știu, ca maestru Simeon. Unul a fost părinte și antrenor. Nu toată lumea poate să fie așa. Dorel dacă a pierdut sau Mărean dacă a pierdut sau dacă nu a pierdut sau că a câștigat, nu a ieșit nimeni public să facă atâta alarmă pentru ce? Să fim serioși. Da, e până la urmă este ocupa României, ce este ocupa României, la cadeți. Ne interesează europenii mondiale să crește. Am dreptate. Păi asta am dreptate. Zis și eu. Copiii Vali, am dreptate. Este un început ăsta. Este o ocupa României. Este un început. Nu e, cred că este capăt de țară sau final de carieră. Zic și eu, nu știu. Într-adevăr, e aiurea poate dacă vrei să vezi dintr-un anume punct de vedere. Dar până la urmă este un început și pe asta te călesc. Meciurile oficiale. Uite, citești ceva, fără să supăr pe nimeni, încă o dată vă repet, Edvin e un copil cu calități deosebite pentru sportul de performanță. Dar există o vorbă care spune așa, după o înfrângere, sportivii obișnuiți se uită la arbitri, condițiile jocului, antrenori sau coechipieri pentru a da vina pe ei, în timp ce sportivii cu mentalitate de campioni se uită la ei înșiși și evaluează ce ar fi putut face mai bine sau diferit. Încă o dată spun, Edvin a câștigat meciul, dar vreau să trecem peste momentul ăsta. Uite, în sfârșit își revine Edvin și spune, nu mă simt înfrânt. Perfect, Edvin, dacă tu nu te simți înfrânt, nu ai de ce să spui că renunți la box. Dovedește lumii că tu ești cel mai bun. E un lucru normal în sporturile de contact. Tu vii din Kempo. Crezi, a câștigat toate meciurile la Kempo? Pe linie? N-a luat niciodată bătaie? Vali, te întreb. E campion național de lupte, e locul 3 anul acesta la Under 15, s-a bătut copii. Păi, dacă ești locul 3, înseamnă că ai luat niște bătaie. Da, poate și-a dorit mai mult și-a dorit mai mult în box ca la lupte. O să vină pe parcurs, cu cât crești, cu atât și muncești mai mult, cu atât reușești. Eu așa zic, nu știu. Mie, eu zic că acest copil, la felul cum stă în ring și cum se mișcă,
Eu cred că acest copil va urca, așa cum și sportivul Radu, care eu am observat la el o șiretenie în a răspunde atacurilor, Boncu. Eu zic că acești copii vor face parte din lotul național lejer. Eu așa cred. Bun, haideți să depășim momentul, Edwin, și să ne reîntoarcem la o analiză pertinentă a boxului românesc. Și v-am întrebat pe rând, câtă muncă e în spatele unui antrenor, în spatele ușilor închise, antrenor-elev. Acum este rândul, Radu a răspuns și a dat un exemplu extraordinar, tatăl Gheorghe Simion. La tine, Vale, cum e munca cu cadeții? Pentru că cred că este cea mai grea. Sau care este cea mai grea muncă cu cadeții, juniorii, tineretul sau seniorii? Fiecare categorie de vârstă e grea în felul ei, pentru că la fiecare categorie de vârstă trebuie să vii cu ceva în plus, trebuie să vii cu ceva ca să faci pasul spre altă performanță. Dar vorbind de copii și de cadeți, gândește-te că la box, cum am învățat la un om care mie mi-e foarte drag, Lilian Damian, nu vine cu nota 10 la purtare. Vin și copii din familie mai dezorganizat, vin și copii care au... E foarte greu să iei un copil, să-i canalizezi energia doar pentru box și spre școală, să-l înveți să zică bună ziua și mulțumesc, să țină cuțitul și fuculița în mână și în același timp să-l înveți și box. E greu, pentru că trebuie să ajungi lucrurile, trebuie să muncești cu el, trebuie ca acel copil să prindă credere în tine, trebuie să fii lângă el în permanență, de multe ori te sună pe tine mai mult decât te sună părinții. Ție are curaj să spună un lucru care l-a făcut greșit, dar părinților poate nu îi spune lucrul ăsta. Și e foarte greu să muncești cu cadeți și cu copii. Apoi, crescând, ajung la juniori, ajung la tineret, deja trebuie să lucrezi altceva cu ei. E din ce în ce mai greu. Pentru că pe lângă, și cea mai mare dezamăgire e momentul când îți pleacă copilul din sală. Pentru că nu ești la fotbal patron de echipă de fotbal. Mi-a plecat X, am luat următorul, am semnat contract cu el, i-am dat banii, a plecat, vine următorul și tot așa. Nu, aici pierzi pasiune, pierzi muncă de ani de zile. Să iei un copil de la zero, să-l aduci până la seniori, să-l înveți toate lucrurile astea și la un moment dat să-ți iasă din sală. Că ți iese din sală din cauza problemelor de arbitraj, că ți iese din sală din cauza faptului că nu poate fi susținut, că ți iese din sală că s-a supărat pe tine sau nu mai poate să rezoneze cu tine. E foarte greu și e dureros în momentul când ți iese un copil din sală, pentru că ți iese o muncă de 10 ani, pierzi odată cu el visuri, pierzi speranțe, că visai să ajungi la un nivel cu el. E greu, e greu. Iar munca la cadeți e o muncă titanică. Pentru că înainte de toate trebuie să-i formezi și ca oameni. Uite, un lucru în acest moment, din punctul meu de vedere, Edwin se formează ca om, ca bărbat. Ce are India? Că văd un comentariu aici. Ce are India și nu are România? Radu, pentru că am văzut rezultatele Indiei. Și India... Am văzut, dar India are o capacitate de 1 miliard și ceva de locuitori. Au de unde alege. La noi cine-ți mai vine? Exact ce spunea Vale mai devreme. La noi nu e fotbal. La noi e box. Nu mai aduce copilul, părintele, să ia pumnii în cap. Înainte erai obligat să vii să faci sport. Că e box, că e fotbal. Dar acum majoritatea părinților duc copiii la alte sporturi, nu la sporturi de contact. Noi dacă prindem un copil și care e mai talentat, trebuie să tragem cu acel copil, să-l ducem cât mai sus, să-i oferim oportunitatea să facă ceva. Dar acum noi, ca antrenori, nu mai avem înțelegeri, cum era odată când făceam noi sport de la școli. Nu te mai înțelege directorul, directoarea, diriginta. Când îi explici, pleacă și sportiv o săptămână la o competiție sau două, trei săptămâni, o luni de zile la lot. Nu mai e înțelegerea aia. De asta mulți copii o iau pe merg la școală, merg la muncă. Avem sportivi din Iași care momentan s-au lăsat de box, din câte am înțeles, Lambă. Pentru că... Da, da, da. E un sportiv destul de bun, la juniori, cel și puțin copil, eu știu la juniori. Da, și juniori, și campionat național de seniori, campionat național anul trecut, cum copil care a pornit foarte bine. Și de când am întâlnit cu antrenorul lui, n-a avut altă posibilitate și a trebuit copilul să meargă la muncă, să-și caute altceva. Și nu trebuie pierduți așa sportivi. Trebuie ținut cu dinții de ei. Așa este. Uite, a intervenit și Cristi Măzăreanu. Cred că are o discuție și vreau să-mi confirm, Cristi, pentru că, ca să știu să pun o problemă aici,
Cred că vorbești cu Râșco, cu Claudiu Râșco, pentru că faci referire la meciul care l-ai avut cu Samuel. Nu a zis nimeni, cel puțin în emisiuni, nu a spus nimeni despre tine că te-ai prezentat dezastruos, ci din contră, probabil tehnica abordată de tot ce a însemnat antrenamente a fost necâștigătoare, să zic, de data aceasta. Și dacă este, te rog să-mi confirm chestia asta, că nu... La noi aici am discutat despre prezentarea lotului național, n-am vorbit de sportivi, ci am vorbit de antrenori. Marius Miron vă încurajează, spune că te-a arbitrat cândva pe la Târgu Jiu pe tine și știe cât muncești, Radule, iar pe Vali îl încurajează să muncească în continuare la club la Călăraș. Iar ca o concluzie finală, domnule, se mai întâmplă și asemenea mici incidente, probabil pe viitor nu vor mai fi, dar până la urmă și până la poată... Cum ar fi care? Păi uite că s-a polemizat o chestie de genul ăsta pe... E, în fine, e un incident. O considerăm deci, ca... incident era dacă era 3-2, dacă era 4-1, nu mai incident. Ce... 4-1. Așa este, dar dacă stăm să-l ascultăm și pe Vali, te ascultăm și pe tine, da, noi, s-a oricum, întâmplat o, între noi, s-a întâmplat noi o chestie. Să în continuare, noi vrem să scoatem sportiv să ia medalii la campionate europene, nu mă interesează. Iar... Uitați, noi în 2018, dacă mă înșel, Vali, dacă ți-au ce aminte, la campionatul național de juniori, a luat medalii la categoria... Uite, stai numai puțin, Radu, te întrerup. Uite, într-adevăr, Edwin a revenit pe traiectorie și a spus dacă este data viitoare, este KO. Uite că trebuie să-i faceți în așa fel să întâlnească la campionatul național. Păi și Edwin, tu ține-te tu de promisiune cu KO-ul. Este foarte bine că vine Radu și spune, și Radu spune că bă, trebuie să-ți dea KO. Păi, cel mai bun să câștige, boxul. Doamne. Așa nu, este. Cel mai bun să câștige. Sunt sportivi amândoi, sunt copii, trebuie să câștige. Care e mai bun? Noi vă povesteam. Făceam lotul pentru campionatul european de juniori și am luat locul 3. Vali era? Da, da. Locul 3 l-am luat la campionatul european pe un sportiv de la Târgoviște, Andrei, și mai nu mai știu cum îl chema. Locul 5 am luat. Locul 5. Nu. Locul 3 era la campionatul european, la campionatul național el. Am luat medalie de bronz și am luat locul 5 la europene. Adică noi am vrut asta. Nu am simțit noi că trebuie să meargă sportivul ăla. N-am luat finalistul sau... El a avut o problemă, mă rog, un deces în familie, rudă de grav, întâi taică-su, înaintea semifinalii, și n-a mai putut boxa la semifinal. A luat și medalii, da. Și a luat medalii de bronz și nu s-a mai prezentat. A fost un sportiv în care noi am crezut. L-am luat și a și demonstrat, a luat locul 5. Și era un copil care a zis, s-a simțit tare bine, un copil bun. Am zis, da, ăsta e un copil bun. Și am putut să-l luăm. Dorel Simion, la fel povestea, Dorel, dacă ții minte, Dragoș Marin cu Maimuță, cu Bădulescu. Bădulescu îl bate Vampir, Vampir merge la Dragoș Marin, merge la mondiale, Marinia a luat medalii. Ce desprind eu din discuția asta de o oră și o oră și 44 de minute, hai să ne ducem în două ore, glumesc. Ce desprind eu este în felul următor: că sportivii trebuie să încurajați să muncească mult mai mult decât mult s-au mai mult. Cu siguranță fie diferență mai mare la meciuri. Care e mai bun să nu mai fie meciul strâns? Să nu mai se ia în seamă ce discutăm noi, oamenii ăștia mari, ci pur și simplu ei să se antreneze și să intre în ring cu dorința de victorie. Să lăsăm deoparte a toate aceste animozități și așa cum demonstrați voi, Radu și Vali, că rămâneți prieteni și după o polemică, să zic, în ring. Așa cred că trebuie să demonstrăm că boxul este prieten tuturor, că ceea ce se întâmplă în box rămâne în box, dar văd toți suporterii ce se întâmplă și toți suporterii trebuie să susțină acest sport. Asta este o concluzie de-a mea. Mai vă dau câte o întrebare, după care știți foarte bine că noi încheiem cu amintirea. Radu, Vali, vrei să spui ceva, Vali? Da, din punctul meu de vedere, că trebuie să ne grupăm, să ne unim, să strângem rândurile între noi și să schimbăm cumva sistemul, să înclinăm spre un sistem meritocrat unde cumetriile, prieteniile și toate lucrurile astea să rămână la ușă, să mergem mai departe ca antrenori. Ne-am dat jos de ring, ne strângem mâna, ne felicităm și avem
curajul să ne spune: Radule, nu sunt de acord cu tine. Știi cum e vorba aia? Am luptat ca să pot să... Sau cum era? Că, mă rog, s-a vărsat sânge ca să nu pot fi de acord cu tine. Înțelegi? Exact, exact. Iar vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la tine și cu maestrul Relu Oraș, cu antrenorul Relu Oraș, pentru că eu respect tot ce a făcut ca performanță și asta, dar tot timpul vor fi păreri pro și contra. Eu cred că e un moment în care ar trebui să facă un pas lateral, părerea mea. Și nu doar a mea. Sunt mulți în asentimentul meu, dar oamenilor le oarecum să vorbească, să spunem. Stai că rămânem în discuție amândoi, că văd că și-a luat cheiul de la tehnologie și Radu. Îl reașteptăm în emisiune. Eu cred că întotdeauna există, cum să zic eu, o dorință de victorie. Întotdeauna există. Dorința de victorie este și din partea antrenorului, este și din partea sportivului, dar și din partea oficialilor. Pentru că oficialii își doresc ca să iasă victorioși și din punct de vedere, nu știu, al imaginii. Sportul să vină în fața spectatorilor, să vină curat. Voi vă doriți victorii pentru că sunteți născuți să fabricați victorii. Sportivii își doresc victorii pentru că sunt antrenați să dea victorii spectatorului. Însă e nevoie ca să existe, așa cum spuneai, o uniune a tuturor, pentru că trebuie să acceptăm și victoriile și înfrângile. Și așa cum spuneai, s-a vărsat sânge ca eu să nu fiu de acord cu tine, domnule. Și mi se pare că a spus-o, dacă nu mă înșel, Țuțea, dar asta nu are o relevanță, ci pur și simplu sportul trebuie să călească. Și asta o știm cu toții. Vali, spuneam de munca titanică și îl aștept în emisiune pentru amintire pe Radu. Spune că munca de antrenorat este titanică, mai ales de la cadeți. Unde te-ai vedea tu dacă ar fi, nu știu, ai fi un coordonator de lot? Unde te-ai vedea în momentul de față? Sau ce ți se potrivește ție cel mai mult? Pentru că trebuie să zicem că sunt antrenori făcuți sau născuți, talentați, să antreneze cadeți, juniori, tineret și seniori. Sau greșesc eu în această idee? Eu cred că important, în primul și în primul rând, important este să iubești boxul. În al doilea rând, ca și la sportivi, e foarte important să nu arzi etapele și să o iei pas cu pas. Să pleci de la cadet junior și să urci treptat la tineret, la senior, pentru că la fiecare nivel... Numai puțin, am să rog pe Lorenzo Eduard, am să-i rog pe cei de pe chat, dacă tot sunteți iubitori ai boxului, tastați cu fair play ceea ce scrieți și încercați să păstrați injuriile pentru atunci când vă întâlniți față în față. Chatul emisiunii este un chat în care, dacă vreți să vă duelați, duelați-vă cu fair play. Și asta e valabil pentru toți cei care, pentru Lorenzo, eu înțeleg durerea lui, dar haideți să ne respectăm, pentru că până la urmă este un chat al emisiunii și nu cred că aveți ceva cu emisiunea. Dacă aveți ceva, aveți cu cine aveți. Te rog, Vali, continuă-ți ideea, scuză-mă. Eu cred că la fiecare nivel ai foarte multe lucruri de învățat și tot timpul trebuie să o iei pas cu pas, să ajungi unde trebuie. Cred că la momentul ăsta eu împreună cu fratele meu la început, cu Radu Zarif, cu Dorel acum în continuat, cred că încă avem la juniori o treabă de realizat sub coordonarea lui Dorel acum. Să nu uităm că am fost antrenor timp de 2 ani coordonator la luptul de juniori atunci când federația nu avea niciun finanțare și am obținut niște rezultate foarte, foarte frumoase. Am luat 2 medalii la prima competiție la care am participat, unde n-am avut nimic, n-am avut arbitru, n-am avut nimic, și cu o generație în care nimeni nu credea. Iar atunci a venit momentul și trebuie să-i mulțumesc din nou, chiar dacă poate pare, dar eu sunt omul drept și omul care tot timpul voi spune ceea ce gândesc. Și mă știi bine, când a fost de țipat, am țipat, când a fost de urlat, am urlat, când a fost să recunosc că am greșit. Ne-a ajutat maestru Feri Vaștea, revin la el, care ne-a chemat la el, la Reșița, ne-a ajutat cu cazarea, cu masa și am putut să mergem la campionatul european în Ungaria, unde a luat 2 medalii cu o generație în care nimeni nu credea. Da, atunci ai luat și cu Brăilean.
Un bronz. Exact. Cu Fernando. Eu am ținut cu Șchiopul Gabriel, care din păcate soarta a făcut ca să nu să piardă pe parcurs. Și asta mă doare, pentru că era un copil extrem de talentat și un copil care ar fi avut multe lucruri de spus în box. A urmat 2017, în care am venit cu 3 medalii, toți 3 au pierdut în semifinale cu 3-2. Nu vreau să intru să spun că câștigaseră copii, au pierdut cu 3-2 în semifinale, dar s-au luat 3 medalii. Am învins țări ca Ucraina, ca Rusia, ca Ucraina, ca Irlanda, ca Turcia, nu le mai învinsesem de mult, Belarus, Georgia, adică niște țări cu un box. Bun, deci tu, din punctul tău de vedere, ești un antrenor care se pliază pe juniori. Eu, din punctul meu de vedere, sunt un antrenor care vreau să muncesc. Bine, am înțeles. Am înțeles și se vede asta. Nu, dar te rog, răspunde-mi. Nu, răspunde-mi. Mă interesează, pe mine nu mă interesează lotul de junior, lotul de senior, nu, pe mine mă interesează ca în box să fie corect, ca la conducerea, ca la în fruntea colegiului central al antrenorilor, să fie un antrenor în care tot boxul românesc să aibă încredere și nu doar două persoane sau trei. Tot boxul românesc să aibă încredere. E nevoie de încredere în boxul românesc? Da. Încrederea a dispărut în boxul românesc. E nevoie de încredere. Nu există uite, spun un punct de statut. În statut e o chestie de genul că dacă nu la sportivul la lotul național să poate suspenda sau o chestie de genul ăsta. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Pentru că există sportivi, ci, mă rog, s-a demonstrat că au fost sportivi care s-au dus la lotul național, s-au pierdut. Iar eu sunt unul dintre cei care am pățit lucrurile astea. Da, am să rog pe toți cei care se uită în acest moment la noi, salutăm și pe Marinel Grileanu, salut pe toți telespectatorii noștri, să distribuie această emisiune, pentru că este o emisiune interesantă, sau cel puțin până în acest moment a fost o emisiune interesantă. Radu se pare că, nu știu, a dispărut, sper că reintră în emisiune până când depănăm amintirile tale. Uite, Schilu Petre, Șchiopul Gabriel e în formă, așteaptă revanșa cu Gârleanu la naționale. Știți că a luat Cupa României. Asta știm că a luat-o. Vrem să vedem revanșa. Vreți mult succes, un copil cu o inimă mare, un copil muncitor. Și de asemenea știu că îl susține și taică-su pe care îi salut și nu fac decât să mă bucure în momentul când văd un sportiv alături de care am lucrat că reușesc. Nu face decât să mă bucure. E important. Okay. Respect între sportiv și antrenor. E foarte așa, important. Așa este. Trebuie să existe respect din toate părțile, de începând de la președintele Federației și respectul se arată din partea Federației, din partea oficialilor, din partea antrenorilor. Trebuie să existe un tot unitar. Asta am mai spus-o de când am început această emisiune, că trebuie să existe o familie a boxului românesc ca să putem să spunem sus România. Hai să depănăm niște amintiri. Cred că Radu nu se mai întoarce, ceva se întâmplă ori cu telefonul, ori cu asta, dar cred că merităm să terminăm zâmbind această emisiune plină de patos și pasiune și aștept să ne depene amintiri. Nu știu, aș vrea în primul, dacă tot ne pregătim de încheiere, eu aș vrea să fac un apel la unitate, să sunt fel convins că există oameni, că toți sau marea majoritate a celor care urmăresc vor binele boxului. Chiar dacă există divergențe, chiar dacă există opinii pro și contra, e important să ne dăm mâna, e important să înțelegem, e important să mergem înainte și să luptăm cu toții pentru binele boxului românesc. Eu cred că e momentul și al cuiva acum. Eu cred că e momentul ca Dorel Simion să facă echipă cu maestrul Francis Vaștac, de ce nu să întoarcă și... Uite, 95% doresc chestia asta, ca Feri, dacă te uiți la emisiune în reluare sau dacă te uiți acum în direct, noi te așteptăm... Să vină, de ce nu, și Doroftei din nou, să aibă tangență cu lumea boxului, din nou, lumea boxului românesc, Lucian Bute. Adică trebuie să ne unim un plic, să credem în proiectul ăsta care să vrea, să credem în academia asta de box, să putem să stăm în aceeași tabără de pregătire, lotul de cadeți, de junior, de tineri, de seniori, să putem ca seara să discutăm vis-a-vis de tineret, vis-a-vis de seniori. Să mâncați box pe pâine, cum să zici.
despre asta e de voi, doar așa putem crește. Uite, am fost la cadeți acum și la un moment dat eram 7-8 antrenori, mă rog, pe acolo și erau sportivi care se pregăteau să plece la turneu în Ungaria. Să vezi ce frumos să făcea, să lucra la palmare cu ei, vorbeau, copiii aveau o altă stare de spirit, râdeau, glumeau, se simțeau bine. Hai să facem cumva, să trecem mai departe. Pentru că toți iubim boxul, toți avem aceleași, toți avem același interes, același scop final. Ca boxul să fie acolo unde a fost odată. Eu cred că se poate. Hai să susținem proiectul ăsta, să legăm. Uite, uite, înainte să depene amintirea, pentru că în momentul de față, eu știu că tu te gândești la o amintire, uite, vine cineva și spune, puneți în ring arbitrii care au făcut box. Dacă nu ai simțit pe pielea ta și nu ai ochi, nu ai ce căuta în lumea asta. Dă-mi voie să te contrazic, sunt mulți, Mădălin Nicolae, sunt mulți arbitrii care nu au făcut box, dar știu să arbitreze foarte bine. Schilul Petre, e o problemă cu arbitrajul. Vale, e o problemă cu arbitrajul în acest moment, ținând cont că sunt schimbări majore. S-a văzut clar că nu mai sunt atât de multe incidente. Vis-a-vis de problema asta, aveam o discuție cu Cristian Nechita, un om pe care eu îl apreciez foarte mult, un om de la care m-a ajutat atât pe mine personal, cât și la campionatul european cu unele analize. Un om de la care eu am avut tot timpul lucruri de învățat și care a colaborat foarte bine. Și prin discuții am atins și subiectul ăsta și a venit și mi-a spus o chestie, pe bună dreptate. Antrenorul Tyson, Caz D'Amato, nu a făcut box decât foarte puțin. Asta nu l-a împiedicat să găsească punctul ăla pe care să apese pe Mike Tyson să facă să-și canalizeze toată energia și toată atenția spre marea performanță. Dar avem o problemă în momentul de față sau mai sunt probleme, făcând o paralelă, că ești de mult în colțul ringului, făcând o paralelă între un arbitraj în anumită perioadă a boxului românesc și asta știi la ce mă refer, un trecut apropiat și actualmente. Mai sunt aceleași probleme din arbitraj sau s-au eliminat multe din problemele arbitrajului românesc? Din punctul tău de vedere. Și cu asta încheiem discuția despre box și trecem la amintiri. Din punctul meu de vedere, cred că antrenorii ar trebui să ocupe de antrenorat, cu toate că nu am făcut tot timpul ceea ce spun acum, arbitrii să ocupe de arbitraj și fiecare să încerce să-și facă treaba cât mai profesionist și cât mai bine în dreptul lui. Să avem nevoie de un sistem bazat pe meritocrație, să ieșim o dată, să terminăm o dată cu discuțiile astea. Putem să înțelegem o greșeală omenească, nu putem să înțelegem o greșeală intenționată. Nu vreau să vorbesc prea mult, să insist asupra acestor lucruri, dar eu cred că fiecare trebuie să-și vadă de pătrățica lui și fiecare să-și facă treaba cu profesionalism în dreptul lui. Sasha, nu știu la cine te referi, că dreapta poate fi considerată dacă ne uităm la ecran sau dacă suntem în fața camerei de luat vederi. Vreau să știu, numele meu și al invitatului meu, care este antrenor la Călăraș, dar este și colaborator al lotului național de juniori, este în stafful de antrenori. Cred că despre el, la el te referi. Dacă vrei să știi despre mine, sunt ring announcer și crainic de box, arbitru, și pentru care, uite, acum fac și un podcast dedicat boxului românesc. Ce-ți spune zâmbetul pe buze, Vale? Ce amintire îți spune zâmbetul pe buze când mai stai așa seara în pat și dai toate problemele la o parte? Sau când mai stai la un șpriț cu prieteni? Eu știu că tu nu bei, dar un șpriț cu apă plată și apă minerală amestecat e bună. Sunt multe amintiri și multe lucruri frumoase care le-am obținut în cariera asta, nu știu, scurtă de antrenor, de 12 ani. Sunt lucruri frumoase de care îmi voi aminti întotdeauna plăcere. Medalele la campionatele europene au fost niște bucurii care le-am trăit extrem de, nu știu, duse la extaz. Au fost niște momente care nu le pot exprima. Mi-aduc aminte, vorbeam mai devreme, cum am dormit în Vamă, pentru că am ajuns și am uitat că trebuia să avem pașaport la Tiraspol, din Moldova în Tiraspol și a trebuit să dormim în Vamă. Mi-aduc aminte din viața de sportiv, cum eram cu lotul de seniori și când am intrat noi, juniori, fiind mici, ne-a găsit maestrul Burlacu, ne-a scos la alergare. No, sunt multe amintiri. Dar, în general, nu știu, sunt momente frumoase alături de copii pe care nu au cum să le uit. Și nu aș putea să spun acum una neapărat. Tot timpul au fost momente frumoase, momente mai puțin frumoase, dar important e ce facem să trecem mai departe.
Sasha, eu, ca să lămuresc cu Sasha, că văd că a intrat în emisiune, părerea mea, am spus-o la debutul acestei emisiuni, este o părere de arbitru, dar nu sunt oficial, nu am fost oficial la acel meci, este o părere de-a mea privind meciul în fața laptopului și urmărind cu atenție ceea ce s-a întâmplat. Dar încă o dată vă spun, părerea mea nu trebuie să coincidă cu arbitrilor care au fost oficiali sau nu trebuie să coincidă cu părerea voastră a suporterilor. Este pur și simplu o părere a mea, cum și este și părerea voastră în anumite momente. Eu respect părerile voastre, eu îmi respect părerea mea și vă cer și vouă să-mi respectați părerile mele așa cum și eu le respect. Bun, amintirile tale sunt frumoase, dar cea mai, să zic așa, zâmbăreață pedeapsă pe care ți-ai primit-o în viața de sportiv sau de antrenor, care a fost? Nu știu să spun acum. În viața de sportiv, mă rog, sunt destul de comune pedepsele, că până la urmă toți am făcut același lucru. Fiind copii, mai fugeam, mai săream pe geam, veneam, ne prindeau antrenorii. Cam asta e, că așa s-a întâmplat. E un clișeu, să zic așa, în viața de sportiv. Sunt cele mai comune, ca să zic așa. Ia ți-am zis, iar ca... În viața de antrenor, asta cu dormitul în mașină a fost o chestie, mă rog, amuzantă acum când mă uit în spate, dar atunci, pe moment, a fost chiar așa, pentru că noi am plecat, ți-am explicat, ne grăbeam, am plecat la Tiraspol, am trecut în Moldova, toți aveam pașapoarte, afară de Radu, care avea buletinul, am trecut cu buletinul, apoi mai era o vamă și am ajuns noaptea în Tiraspol, la vamă, hai să trecem în parte, apoi n-ai buletin, aolo, ce facem? Cum faci? A venit, mă rog, antrenorul care l-așteptam, Sasha, a venit după noi, da. Sportiv de-al nostru, cunoștea și dacă a mai fost în trecut aici și am mers și a dormit la el cu alții, cu o parte din sportiv, iar eu cu Radu și cu încă patru sportivi am rămas și am dormit în mașină până dimineața când trebuia să vină cineva să ne rezolve problema. Și ne-am trezit, nu răspundea nimeni la telefon, nu puteam să sun pe nimeni că am încercat să intru pe internet și în Moldova știi că e 10 euro un mega. În 30 de secunde s-a dus tot internetul, ce facem? Și au fost în care nu știam nimic de sportivi, nu știam, stăteam, așteptam să vină cineva și am trecut prin niște momente destul de dificile, dar până la urmă am rezolvat. Se merită să fie antrenor în România sau nu? Aici nu mă refer la bani. Nu mă refer la bani. Se merită să fie antrenor de box în România? Pasiunea, în momentele de bucurie și, mă rog, cele pe care le trăiești atunci când sportivului tău îi se ridică mâna sau atunci când ai satisfacții din punct de vedere al performanței, întreg și depășesc, sunt mai frumoase decât orice altă greutate. Să faci performanță în zilele noastre în România, în orice sport, trebuie să fii un pic nebun. Pentru că performanța se face cu pasiune și cu foarte multă nebunie. Foarte multă nebunie. E foarte greu, pentru că știi bine că toți care am intrat în asta ne-au lăsat alte lucruri ca să putem să facem performanță. Dar momentele frumoase și amintirile care ți le dă sportul de performanță nu se compară cu nimic. Iar dacă aș lua-o de la început, aș face tot același asta, lucru. Tot asta poate, face. Poate, dar aș face același lucru. Aș mai schimba câte ceva așa pe aici. Da. A fost o emisiune interesantă. Eu îți mulțumesc, îi mulțumesc și lui Radu, dacă se mai uită la noi sau nu știu ce s-a întâmplat. Sper ca data viitoare să și bage telefonul la încărcat sau laptopul. A fost o emisiune, cum să zic eu, galopantă. A fost o emisiune în care s-au spus lucrurilor pe nume, v-ați asumat declarații. Eu trebuie să-i spun lui Gheo Petrea că nu s-a lăsat, a promis Edwin, a promis un knockout la campionatul național în ceea ce îl privește pe Boncu. Practic este o mănușă aruncată lui Boncu de către Edwin, prin care i-a spus că îl va face KO, deci nu s-a retras. Ne bucurăm că are mentalitate de învingător cu toată amărăciunea. Radu Lucian, salut Radule, ajunge oameni buni. Nu a fost așa scandal când l-au furat pe Vaștag, Nistor, Marian, Dorel, Doroftei și alți mari campioni. Suntem pe un drum bun să schimbăm în bine boxul românesc. Așa nu se poate. Păcat, nu a fost olimpiadă, așa este. Până la urmă învățăm din înfrângeri, învățăm din greșeli și facem ca istoria să nu se repete. Nimeni nu se retrage, toată lumea trebuie să fie învingătoare pentru că
Până la urmă și cel învins pleacă învingător, pleacă învingător cu o lecție învățată. Te rog. Are aici și mă rog, m-aș bucura și îi fac o invitație. Marius Miron, de punctul meu de vedere, ar trebui să întoarcă România, să revină în arbitrajul românesc. Ia uzi, Marius, vii înapoi. Domnilor și domnilor, atât a fost emisiunea din această seară, 2 ore de discuții pline cu Radu Zarif și cu maestru Vali Angel, dai o bere că ți-am zis maestre. Doi antrenori tineri, doi antrenori puși pe muncă, puși pe dorința de a face performanță, doi antrenori care își vor motiva sportivii ca la campionatele naționale când se vor întâlni să se bată mult mai mult și mult mai bine decât au făcut-o, să câștige cel mai bun, așa cum au spus și ei. Munca se uită, performanța rămâne și cu siguranță vom dori ca pe viitor să avem tineri ca Brazi în ring și să dăm de pământ cu India, să dăm de pământ cu Rusia, să dăm de pământ cu cubanezii și cu oricine ne stă în cale. Până la urmă suntem neam de viță rară, suntem în ADN de războinic și ne dorim performanță. Doamnelor și domnilor, pentru că a fost o emisiune maraton, pentru că ne-am dorit să discutăm și să spunem lucrurilor pe nume, vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi, că v-ați dorit, să zic așa, o lămurire a unui caz la un meci de cadeți, la o finală de cadeți. Să sperăm că pe viitor nu vom mai avea parte de astfel de discuții și că lucrurile vor merge în sensul pozitiv. Doamnelor și domnilor, până la următoarea emisiune de joia viitoare, nu știu pe cine vom avea invitat, dar cu siguranță se va ține emisiunea, vom avea invitați, așa cum am avut invitați și seara aceasta, fără prea multă reclamă, te rog să ne scuzi, Vali, că nu ți-am pus poza pe pagina de Facebook, să zicem că dar se pare că a fost o surpriză pentru multă lume, faptul că aici în emisiune s-au zis multe lucruri și s-au făcut declarații asumate de voi. Doamnelor, domnilor și domnilor, până joia viitoare, la o nouă emisiune Lumea Boxului. Eu nu vă spun decât să aveți seri liniștite de weekend. Ne apropiem de o sărbătoare, Constantin și Elena, tuturor celor care serbează ziua onomastică, ziua numelui, le urez șpriț plăcut, viață îndestulătoare și bucurie în suflet. Noi rămânem cu o emisiune care s-a terminat și ne vom gândi la următoarea. Până joia viitoare, să auzim numai de bine!